Părerea mea este că nu-i corect spus vremea e urâtă. Avem un cuvânt care îl descrie mai bine. Vremea e nasoală. Băi, e ceva așa. E groaznic. În martie? Cine s-a aștepta în martie când noi eram învățați conform creșterilor de gaze, de astea? Noi eram învățați din februarie. 20 de grade, 25. În martie era caniculă. Deci, când a fost 1 martie, toți au ieșit în slip afară. Și a nins. Și noi care suntem niște tupeiști, îți dai seama ce am făcut? Deci e urât, iarna e urâtă. Dacă e prea lungă, dacă nu, e frumoasă. În general, noi cred că suntem una dintre puținele țări din lume unde zăpada e neagră. Dar așa cade. Parcă te gândești la litoral, știi, când vezi vremea asta așa urâtă, litoral, mamă, frumos, e nisip, e marea. Ce plăcut e, eh? Și-mi aduc aminte de litoral. Păi, Mamaia este locul unde eu mi-am întâlnit marea mea dragoste. Mi-am întâlnit marea mea dragoste, umblând cu altul. Acolo. Mi-a trebuit Mamaia ca să văd chestia asta, pentru că nu puteam să o văd dinainte. Că mi-au spus toți prietenii: ei, arată bine. Știu. Nu, prietenul ei. Hai, las. După aia, a doua dragoste, că am avut și a doua dragoste, tot pe litoral. Băi, frumos! Noaptea, două noaptea, când de frumos te plimbi cu iubita? Două noaptea! Eram de mână pe plajă. Mai ușor, că noaptea e... Dormea un om, călca pe el. N-am știut, chiar n-am știut. Am crezut că e marea, știi? Țineți buzele mai strânse, chiar așa fac ca mare. Avea o gură scoică. N-a văzut până atunci un om cu o gură de scoică, știi? Adică, băi, și clipea de ziceai căzvalurile. Cred că avea vise din astea aiurea din moment ce... Da, ea, când după aceea s-a făcut liniște și ea, iubita, așa îi spui, iubita, luna martie, iubita. și ea zice, auzi, iubitule, eu eram iubitul. Nu puteai să spun la de jos, mă rog. Auzi, iubitule, greierii. I-am zis, nu, astea nu sunt greieri, sunt fermoare. Femeile nu prea să pricep la treaba asta. Femeile se pricep la cadouri, ăsta este adevărul. 1 martie. Mi-ai adus ghiocei? Nu mi-ai adus ghiocei? Bine. Tu mi-ai adus ghiocei, nu? Da. Hai să mergem la restaurant. Stai puțin, e prima zi a lunii. Ce trebuie să-ți aduc ghiocei în prima zi a lunii? 8 martie, ziua femeii. Ce-i faci cadou femeie de 8 martie? Am niște prieteni care a făcut cadou soțiilor lor, ceva extraordinar de interesant. Bilet, București, Paris, Paris, București. S-au împrumutat de bani, mă rog, au făcut rost de până la urmă, au avut banii și 8 femei au plecat. 8 femei. Fericite, Champs-Élysées, stăteau la o bodeguță din aia așa, știi? Fetelor, ce ziceți? Oh, este superb! Până una din ele a zis, ia, stați puțin. Mă, nu cumva ăsta e cadou pentru ei? Ei erau aici. Yes! Ai văzut cum a scăpat de ele de o martie?
Femeia îi place să fie băgată în seamă. Asta e femeia. Întotdeauna a fost așa. Întotdeauna femeia a fost băgată în seamă. Asta știu de la bunica. Bunica era o femeie care îi plăcea să meargă pe litoral. Adică i-a plăcut de multe ori, dar o singură dată. Mă vezi? O singură dată a ajuns pe litoral. Era, cum să zic, altă viață. Dacă îi asculți pe bătrâni, pe bunicii noștri, să povestească. Ia zi, bunică, cum a fost? Era bun simț în vremea aia, nu ca acum te calcă în picioare, dă cu coatele în autobuz, dă cu genunchiul, nu-i pasă de tine că ești bătrân. Ei să-ți bat ca să ne mărească pensia. Ai, lasă. Da, ca să o ia. Și pe vremuri, cum era? Era altfel. Ajungea bunica la plajă. Măi, ajungea bunica la plajă. A fost o singură dată, e adevărat? La ora 5 dimineața era la plajă. Bunica la 5 dimineața era la plajă. Măi, era ceva așa. Era ceas bunica, se trezea oricum. Și adică dacă era... A fost o dată pe la țară să vedeți cocoșii parcă stâmpit. Adică undeva pe la ora 3 încep să cânte. Și tu zici când se luminează de ziua. Dar nu se luminează. Că e beznă. Eu cred că asta regretă, cred că de asta știe. Zici că îl calc o găină pe creastă, știi? Cam asta e sufletul nostru, știi, când ne prinde femeia cu ceva, dacă și nu știm să explicăm. Tu de unde ai asta? Mi-a dat-o o colegă. Cu tot curme de ruș? Am greșit. Vrea să-mi pupe mâna, știi? Și nu știu cum m-a nimerit pe gât. Astea se numesc remușcări. A zis o femeie. Soțul meu a venit toată acasă, cred că avea vreo 10 remușcări. Dar ce înseamnă remușcări? Adică l-am mușcat toată și l-am mai mușcat odată, știi asta? Remușcări, pentru că nu, să nu... Deci bunica era, ajungea la plajă bunica și mai întâi... Cum dura dezbrăcarea pe vremuri? În ziua de azi, dacă te duci la plajă sau la orice fel de bazin în aer liber, să vezi niște fete care vin, femei, cât durează dezbrăcarea? Da, s-au dezbrăcat. Parcă nici nu știi că a fost îmbrăcată înainte. Știi că așa de repede e încât zici că a venit așa dezbrăcată. Mamă, s-a teleportat. Chiar în halul ăsta poți să te dezbraci de repede. Gata, s-a dezbrăcat. Păi tu știi câți de... Durea la bunica până scotea mai întâi paltonul. Bunica noaptea nu ți s-a culcat cu bunicul în pat cu paltonul. Ia paltonul ei, bunicul paltonul lui. Crede-mă. Asta era o chestie extraordinar de intimă. A treia seară au ajuns să mânghie la nasturi. Poți să-ți dai seama? Vorbim de bun simț, a? Deci după ce scotea bunica paltonul, după aceea își scotea șoșonii, pantofii, papucii de casă, șosetele și urma cea mai interesantă parte a vieții ei, scoaterea ciorapilor, care erau de nylon. Ciorap de nylon, care dacă îi agățai, se ducea firul și că i-a sărit ochiul și se remaiau. Era așa un ac din ăsta cu vârful puțin întors și prindea... Gigante. Vai, ea, de trei ori în viața ei a purtat ciorapii aia bunica. De trei ori în viața ei. O dată când s-a căsătorit, a doua oară pe litoral și a treia oară la orizontală. Așa a purtat bunica ciorapii. Dai seama că ținea la ei? Dar cum să scoți ciorapii? Că ea venea de la țară. Avea mâinile de la muncă, muncite, crăpate. Și avea ei o chestie pe vreme. Dar le păsa. Să nu-și rupă ciorapi. Și bunica își dădea cu limba pe buricile degetelor. Avea o limboacă bunica, nu pot să crezi. Dar cu o poftă se dădea pe buricile degetelor, deja că, deja, cred că mai avea și rămășițe. Nu știu, dar în orice caz, să-și moaie buricile degetelor. Și după aceea îi rula ciorapi. Uite așa, îi rula. Și bunicul, dacă vrea să o mânghie pe bunica, mai întâi se dădea cu limba pe buricile degetelor, că altfel nu accepta bunica. Ce faci, mă prășești? Ha? În ziua de azi, femeile nu mai au nevoie de să dea cu limba pe buricile la nimic. Gata, terminat. Nu mai au nevoie. Sunt creme peste tot. Creme
Cremă pentru unghii, cremă pentru palmă, cremă pentru dosul palmii, cremă pentru încheietura mâinii, cremă pentru coate, cremă pentru umeri, cremă pentru gât, cremă pentru bărbie, cremă pentru... Recunoașteți cremele, nu? Sunt aplauze, știți de ce? Pentru că spun creme pe care multe nu le știu și alte puține care le știu. Ai văzut? Ți-a spus că este și pentru buze? De-aia te-am văzut la spectacol, să cumpere și pentru buze, că e și cremă pentru buze. Și acum vă spun ceva, dumneavoastră că vă uitați așa lung, așa, nu mai spune, nu mai spune, nu mai spune. Există și nasgară, gargară cu nările, n-ai văzut așa ceva, cu cremă, ca să, să și plămânii să simtă crema. Adică nu, cremă pentru, pentru ciarcări, anticiarcări, cremă pentru pleoape, cremă pentru, cremă pentru sprincene, cremă pentru, vii să vezi. Deci cremă pentru, cremă pentru ridurile de pe frunte, filmează, filmează, ca să se știe, sigur că cremă pentru ureche, pentru în interiorul, pentru după ureche, pentru pielea cap. Unde pleci? Nu, 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 o iau de la capul după aia dacă merge. Cremă pentru pielea capului, cremă pentru păr. Ați găsit? Stați, stați, să vă spun ceva. Deci sunteți trei și acolo e un singur loc liber. Nu, nu, da, nu, nu, încerc să... E ceva foarte interesant, eu n-am văzut până acum așa ceva. Și chiar bănuiesc că i-a dat buletinul. Păi pe buletin e o singură persoană. Stai să ne uităm, poate mai găsim în altă parte, în niște loc. Și ce îmi place mie când încercam să mergeți până, până la... Ah, uite că mai sunt niște... Da, câte un loc, câte un... Îmi place, știi, când, când trec... Ați observat? Ia uite cum... Noi bărbații nu știm să... să trecem în rând așa. Chiar nu știm. Uite. Femeile știu. Femeile când trec prin rând, în primul rând, nu își oferă privitorului fața. De ce? Ce, mă cunosc cu el? Nu. Uite, așa trece. Și se aude în spate. Aici mai trebuia să mai fie o doamnă. Să mă frec de genunchi ei. Ați încercat să stați la orizontală? Și acum e prima oară, pentru prima dată într-un spectacol, o să vedeți o piramidă. Așa. Acum deasupra bunica, haideți! Ah, ce-i da să mănânci? A băut apă. Ți-am spus să nu-i mai dai să bea apă. Că n-are Pampers-ul la ea. Și am crezut că e transpirație. Mă rog. Eh? Ai uite ce frumos. Totul e bine când se termină cu bine. Adică să iese pe partea cealaltă a rândului. Auziți, eu zic mai bine să întrebați așa. E sala polivalentă? Ca să... Mă gândesc că e o chestie interesantă, știi? Un rând întreg să greșească, știi? Și aia ies din rândul ăsta și... Și aia intră... Principiul vaselor comunicante. Mamă, ce am muncit la spectacolul ăsta. Hai să... Hai să mai mergem, ia vezi, scrie pe afiș jogging. Nu, dar noi am făcut asta. Altfel mă simt. Am venit cu fitness-ul la mine. Asta mi se pare o chestie interesantă. Nu, nu vreți să schimbați curând 8? Deci, sunt creme pentru femei. Sunt foarte, foarte multe creme. Am ajuns la pielea capului, dar n-am terminat. Piele pentru cremă pentru sâni, cremă pentru burtă, cremă pentru fund, cremă pentru anticelulită, cremă pentru genunchi. Fiți atenți câte creme sunt. Cremă pentru genunchi, cremă pentru călcâie, cremă pentru deși la picioare, cremă pentru picioare să le facă lucioase. Au femeile atâtea creme și să dau cu atâtea creme pe ele, încât noi bărbații dormim în pat cu arma chimică. Am un prieten, mi-a zis, nu mai pot să mai fac sex cu nevasta. De ce? Alunec. Dar ce frumos e să fii căsătorit. Adică, haideți să vă spun ceva. Nu o să vorbim în această seară neapărat despre căsătorie, că trebuie neapărat să se întâmple. Dar n-ai încotro. N-ai încotro. Dacă nu ești căsătorit,
Niciodată n-o să poți dai vina pe altcineva. Niciodată. Niciodată. Dacă ea, poți să spui. Auzi, spune-mi și... Cum? Zici mai tare, că e interesant. Nu, că n-am venit către... Zici, nu eu în spate, el a zis, nu, că nu... Ce este ăla? O scrisoare. De la SMCUI. Este, dar cine crezi că o desface? Cui? Cine se uită la cap? Ce? Norocul că suntem o națiune din asta de oameni extraordinari, de curioși. Altfel știi câți talibani ar fi aici? Așa s-a vorbit, că nu, domnule, generalul de la NATO așa a și spus. De-aia sunteți în Afganistan. De-aia luptați în Irak. Ca să nu vină bombiștii la dumneavoastră în țară. Da, aș fi curios. Ce au de... Deci, practic, drumurile sunt deja aranjate. Eu nu văd ce să mai facă la drumuri. Molurile sunt pline de pocnitori. Deci nu văd... Noi suntem neam curios. Noi suntem ca ăia reci, ăia nemți, olandezi, rici. Toți sunt reci afară, au reguli. A, măi, la reguli, să fii rece, te duci așa, pleci de acasă. Talpa știe pe unde mergi, tu habar n-ai. Și vin înapoi. Ce aiurea, ce aiurea. N-ai știut să filmezi, a filmează acum. Românul, care noi suntem curioși. Noi când ieșim din casă, suntem... Cum poți să pui bombă într-o țară din asta, a? Spune-mi și mie. Cu ăsta, bă, ia uite, mai pune o bombă, hai, nu mai vedeți, ia uite. Talibanul, uite, ce față are. Bă, tu ești constipat, mai ce față are, fii atent la... Îmi place turbanul, e haios de tot. Ce vrei să pui bombă? Nu numai că suntem curioși, dar ne și pricepem, suntem pricepuți, suntem o națiune de pricepuți. Vasile, vină cu aici, ia uite, fraierul, ia uite, băi. Nu să leagă alea așa, mă, firele, băi, fraiere, băi. Noi am făcut la lucru manual, să aducem de Vasile. Vino, filmează bomba. Hai să pune verde la verde, așa, roșu la roșu. Asta e. Și acum pune vesta, nu vesta lui, știi? Hai să-l ajutăm, asta e vestă, pune vesta, așa. Așa, talibanul. Ce e acolo? Nu, ăla e detonatorul, fraiere, întoarce-l, așa, ține degetul pe, așa, nu prea strâns, că trebuie să-i dai drumul la un moment dat, ai înțeles? Hai, du-te încolo, hai să vedem și noi cum arată o explozie, hai, du-te. Și ăla... Ei, vezi? Asta nu-mi place mie la talibani ăștia. Sunt tare împrăștiați. Vorbeam de femei și uite unde ne ducem la talibani. Nu mai dați plicuri, cine știe ce mai vine în minte? Nu. Tu ești obosit precis dacă te întinzi așa. Sau ai un prieten bun în spate. Ce faci? Filmezi. Și ăla în spatele lui. Ce faci? Mamă, ce DVD. D, pauză, D. Deci V, el vede V. DVD. Nu, e clar că ai nevoie să fii cu o femeie. E altceva. Când ești cu o femeie, ești cu o femeie, te întreabă ceva, spune și mie, unde ai pus sarea? Întreabă pe nevastă mea. Nu, eu nu, nu știu. Femeia care știe să facă bagajul când pleci pe litoral. Nu, am avut un prieten, i-a făcut nevasta bagajul, disperată să aibă tot la ea, tot să aibă la ea. Avea o mașină din aia mică, frumoasă, elegantă. Măi, știi cum am băgat lucrurile în mașina aia? N-aveai ce să mai, decât dacă îi desfăceai capot. Altfel, n-aveai, deci trebuia să, ca pe cutia de conserve, nu puteai să scoți nimic din mașina aia, știi? Niciun hoț n-a furat nimic din mașină. Ce să scoți când... Alea sunt pachete. Femeia știe, femeia să pricepe. Femeia are grijă de ea, are grijă de noi, are grijă de căsătorești cu cineva și ai văzut că după un timp ea arată ce știe de la mama ei. Adică își pune mască.
își pune mască, îți dai seama, își pune mască. Masca e o chestie care se găsește în niște borcane, așa? Noi bărbații nu ne uităm, zic că mască. Mi-a zis tata, bă, să nu rămâi mască. Asta mi-a zis, dar... Dar nu știu că se pune pe față, asta chiar n-a știut. Dar ea ce face? Ia borcanul ăla și se dă cu... Convață mama asta. E o chestie verzui, așa, care pe față, dacă o vezi, după ce se dă cu asta, zici, marțienii. Dar nu e... Dar nu e asta, că asta se usucă, știi, se face după aceea un gri, așa, și se îi trage în față, așa, și... Aici are gol, aici în jurul ochilor, aici o să-și pună câte o rondeluță de castravecior, aici, o ronde aici, o ronde aici. Parcă ar merge în gură un morcov, dar nu-și pun asta. Și nu știu de ce. Dar noi bărbații, noi ne facem de lucru, știi, avem, n-avem treabă, prin bucătărie sau pe unde avem noi treabă. Te-a prins în baie și a apărut în ușă, vai de mine, că tu nu-ți dai seama cine e, că te sperii, normal, că e o persoană străină în casă. Dacă se întâmplă și noaptea târziu, noroc că-i vezi capotul și știi că e al ei, adică, sau zici, ai mâncat-o pe nevastă mea? Nu, iubitule, sunt eu, iubirea vieții tale. După cum arată, chiar că nu găsești expresia asta potrivită, iubirea vieții mele. Adică, dar nu m-am uitat înainte să te iau, chiar așa, iubirea vieții mele. Nu, mi-am pus o mască, vreau să mă fac frumoasă pentru tine. Dom'le, și sună frumos când spune femeia, vreau să mă fac frumoasă pentru tine. Declarație directă. Că noi bărbații nu, dacă te spune femeia, spune, te iubesc. Jane Tarzan. Jane iubește Tarzan. Tarzan. Da. El e cu te iubesc. Dar femeia nu spune te iubesc pentru că te iubește, ci pentru că vrea să audă din gura ta te iubesc. În momentul în care tu spui te iubesc, ea nu-ți mai spune. Deci te-am învățat, da? Perfect. Vine după mine? Te iubesc, așa. Te iubesc, așa, în fond de mine. Mă rog, da, și atunci îți vine când spunea mi-am pus o mască pentru tine ca să îți arăt că ce mult te iubesc, normal că în momentul ăla îți vine să suni pe prieteni. Băi, femeia mea și-a pus o mască pentru mine, mă. Și de ce? Mă iubește, băi. Și după o oră începe să-și curețe masca. Normal că o întreb. Te-ai răzgândit? Femeia a fost altfel tratată de secole, de milenii. Femeia a fost altfel tratată. Și eu cred că omenirea a greșit că n-a avut femeia la conducere. Pentru că femeia este cea care dă naștere, este cea care are grijă, este cea care are un spirit de observație diferit față de noi, bărbați, bolovani. Noi, ai văzut cum călcăm pe călcâi? Asta e călcătură de ființă? Asta e călcătură? Să fim noi siguri că atingem pământul cu călcâiul? Asta e... Să plescă pământul, blă, blă. Ai văzut femeia cum merge? Așa face aerul. Turbioane. De-aia și miroase în spate, de când trece o femeie, așa. Mamă, ce parfum vine de la ea. Ăștia suntem noi bărbați, nu ne pricepem. Și după aia nici nu ne pricepem să mințim, că nu ne duce capul, că asta e treaba. Noi avem o fabrică unde sunt 3 angajați, atât. Trei angajați care habar n-au cum să numesc unul, nici nu se cunosc între ei, nici nu se sincronizează. Nu, habar n-au. Vine femeia, te-a întrebat ceva, tu nu ești pregătit. Niciodată, noi nu suntem pregătiți, bărbați. Niciodată. Spune-și mie, unde ai fost aseară? Greșit. E greșit. E foarte greșit. Întreabă pe ea. De unde vii? De la coafor. Adică, știi, e... Și îți vine să-i spui, stai, dar nu se vede. Mai dăm bani atunci. Hai ca să... Atâta mi-au ajuns bani. Asta e treaba. Femeia a fost oropsită, dom'le. Femeia a fost de secole, dai seama, milenii, să stai acasă doar să crești așa copii. Copiii unuia care te-ai dus acolo, care te-a căsătorit tata, că așa era pe vremuri. Tata venea și spunea, pentru... liniștea familiei, pentru liniștea ta, pentru că vrem să scăpăm de tine, să punem bani deoparte pentru bătrânețe. Asta era pensia pe vremuri. Soțul fetei. El era pensia. Am hotărât să te căsătorești cu Grigore. Dar nu-mi place! Asta era mama.
Era mama, așa era. Nu simți tot ce ești. Vorbește tatu cu tine și tu te bagi în vorbă, nesimțită ce ești. El care ne dă de mâncare, el care știe când să ne bată. Și se căsătorea cu Grigore, asta era. Știi, aceea începea să se ocupa să dea la găini, la porc, la vite, la... făcea copii. Asta era... Se supăra Grigore, băi, dar tu numai câte unul faci, pierde vremea. Fă triplet. Și ea, în momentul în care muncea, zicea, îmi vine, găleata, gata, și doar... Îi lua și îi spăla și îi înfășa. Așa se făceau copiii prea bine. Dar, în orice caz, femeia stătea mai mult prin casă. Avea și ce să mai întâlneau așa la clacă, mai tricotau, mai... De vreo 60 de ani încoace, femeia a dorit foarte tare să fie egală cu bărbatul. Și au început mișcări, pichetări, vrem egalitate cu bărbatul, vrem egalitate cu femeia să fie egală cu bărbatul, femeia să fie egală cu bărbatul. Și au auzit bărbații, s-au adunat într-o încăpere, cam așa cum e sala asta, deci mult, mult. Și a venit unul înalt, că pe femeia aia înalt să ne... Adi Wonder. Suntem într-un moment de răscruce, într-un moment foarte periculos. Femeile noastre vorbesc de egalitate, nu între ele, ci cu noi. Sala. Nu putem să admitem așa ceva. Afară era pichetat tot. Egalitate, egalitate, egalitate. Nu cum e în ziua de astăzi. Egalitate! Noi trăim într-o societate vizuală. Pe vremea nu era așa. Mai mulți țipau, mai mulți. Egalitate. S-a ridicat unul. S-a ridicat unul. Că toți erau așa. Nu ajungeau la niciun rezultat. S-a ridicat unul și a zis, pot să spun eu ceva? De. Părerea mea este că femeia ar trebui să fie egală cu bărbatul. Eu așa cred. Și asta și propun. Cum așa? Păi uite, eu zic așa. Deci, în momentul în care femeia devine egală cu bărbatul, ea o să facă tot ce făcea înainte, plus ce face bărbatul. Vă spun eu că în sala aia au fost mai multe aplauze. Și asta e adevăr, pentru că bărbatul în ziua de astăzi, ați văzut, noi bărbații suntem extraordinar de obosiți, gândiți-vă, să, numai să miști, să butonezi așa, știi, și să... E complicat, știi, și vine ea imediat și se plânge și voi, sunt obosită, am dat cu aspiratorul, ai dat de pe ret, ce ai făcut? Că merge singur. A mers el, el v-a făcut curat, ce? Te duci tu, să tragi scamele, ce? Mâine, poi mâine, ștergi praful capelinii. Ai uitat dulapul din sufragerie? Mă duc să pun rufele în mașina de spălat. Ce baftă aveți voi, femeile? Pai! Spală mașina și după aceea stretching. Ia uite câtă mișcare faci. Și noi amărâți, butonăm. Baftă aveți, băi. Astea-s drepturile voastre, nu pot să le iau. Asta e. Mă chinui cu burta mea, n-am ce să fac. Asta e. Din momentul în care femeia a dorit să fie deci egală cu bărbatul, a devenit egală cu bărbatul. S-a angajat, asta era de fapt problema ei. Nu lucra nicăieri. Și s-a angajat, ea s-a angajat. S-a angajat undeva la întreprindere. Și de atunci femeia lucrează angajată. Și știi cum e, măi, e nenorocire. Că ea era acasă cu porci, cu vaci, cu asta, cu copii. Putea să vorbească cu ei. Tu fă aia, tu fă aia, tu fă aia. Ia vină. Dar la servici nu mai poți. La servici sunt aia care sunt angajați înaintea ta. Care aia îți spun, ai pus dosarul greșit? Dacă o să vadă șeful treaba ta? Și ăsta e stres. E stres, că nu știi despre ce e vorba, că nu-l cunoști pe șef. Ăla intră în biroul lui, iese. Ăsta nu-i place nimic. Plus bârfelele din jur. Nu e bun. Nu are școală, are școală, dar nu prea arată bine. Uite ce față are. Îi curge din gură. Și ea când vine de la servicii, este cum să spun, e așa... E dărâmată, domnule. E plină de stres. Și e stresul de secole.
de milenii, să adună pe ea. Și cum vine de la servici? Are nevoie să se destreseze. Are nevoie de o terapie. Terapie contra stresului. Ce terapie e cea mai bună contra stresului pentru femei? Shopping. Și vine acasă și ne găsește pe butoniști. Că noi ajungem mai repede, că asta e, avem pasul mai mare, nu de altă. Și el zice, hai să mergem shopping. Noi suntem disperați când auzim cuvântul shopping. Noi bărbații suntem speriați când auzim cuvântul shopping. Pentru că pentru noi shopping e ceva așa care ne... În ce privește imaginația ei, care ea nu are uzină ca noi cu trei lucrători. Are centrală atomică și mii de angajați care lucrează, radare. E nebunie. Deci nu ne sincronizăm de niciun fel cu ele, știi? Și atunci sigur că ea are imaginație la shopping. Deci, eu aș putea să câștig atâția bani încât tu să nu poți să-i cheltui pe toți. Și ea face. N-am auzit toată viața mea așa o glumă bună. Încearcă-mă. Nu, n-apuși să ții iar imaginație. Deci n-ai cum. Și atunci te duci la shopping cu ea. Dar noi avem în minte shoppingul nostru, cum facem noi shoppingul. Noi bărbații, cum facem shoppingul? Eu luăm un cărucior ca să nu le creadă ceilalți fraieri, că toți au cărucioare, nu știu de ce. Noi bărbații ne naștem obosiți și cum să ne rezemăm de cărucior. Dar ca, uite cât durează shoppingul. Exact cât vorbesc eu, atât durează shoppingul. Deci, intrăm și ce vreau? O pereche de blugi. O pereche de blugi, ăștia sunt buni. În coș, vreau un tricou, e bun, ăsta e numărul meu. Ciorapi, da. Ăștia nu miros, ăștia iau. Că noi bărbați avem ideea asta, că ciorapii miros de la raft. Și ce mai vreau? Mai vreau tenis. Asta ne-am și tenis. Așa, ăștia sunt tenis. Atât a durat shoppingul la bărbați. Tenem! Gat, te-ai îmbrăcat. Shopping la femei. Ia uite, asta e durere. Asta e durerea omului care stă la masă cu o femeie care mereu cere și mereu cere, știi? Și bărbații aia o să-i surprinzi că gem la masă. Pur și simplu. Ce, iubitule? El știe de ce geme, știi? Dar ea nu știe, ea zice, vai ce fericite, da... Deci, mergi shopping cu ea. Hai la shopping, hai noi doi la shopping. Hai mă, că ți-i fac o plăcere. Dom'le, du-te cu ea la shopping, ea să bucură. Intri în magazin. Și ea când intră în magazin, dintr-o dată, face așa. Wow! Dar nu-i nimic, adică... Mai faci un pas. Wow! Măi, las! Eu chiar nu văd, vreau să zic, adică... Și după aceea zice, mamă, a venit și măsa. Nu, că nu e... A văzut ceva care... A văzut ceva care îi place. Ce îi place? Uite un tricou. Uite un... Nu e tricou, e o bluză. Aia e bluză, uite o bluză roz. Noi nu știm ce înseamnă nuanțe. Habar n-avem. Dacă ne ia femeia cu carmin, fiușe... No. Roșu, galben, albastru, verde, negru. Mai e vreuna? Nu. Ăla e roz. Băi, lasă. Și în cap imediat ăștia trei lucrători care sunt ghesi unii. Ce înseamnă roz? Caută în călță. Ce înseamnă roz? Ce înseamnă roz? Și vine un fraier, știi, care e la cel mai micu. Eu știu. Ce e la roz? Adică e ceva roșu prespălat. Asta este, ia-s. Avem acum și... Nuanța în cap, știi? Da, într-adevăr, este o bluză roz. Și cu asta basta, s-a terminat, nu? Adică mergem, a văzut, a admirat, asta ne place nouă, când admiră și plecăm. Nu când cumpără, nu, să admire.
Femeia știe să admire. Uite o bluză roz. Nu, 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 bluza aia merge cu o fustă care am văzut eu la 500 de euro, extraordinar, și cu un taior foarte frumos, de un taior așa, de o nuanță de, degeaba îți spune că tu nu știi ce înseamnă. După aceea merge cu o pălărie și cu o broșă așa aici în piept și niște bijuterii. Tu te uiți. Mă, ce are ea în cap? Adică femeia asta vede în holograme. Eu nu văd nimic. Absolut nimic. Eu văd bluza roz. De unde? Și ea continuă. Uite și cu niște ciorapi din aia lucioși care sunt foarte scumpe. La portocan la 300 de euro perechea. Aleu. Și uite niște cizmulițe din alea frumoase la 800 de euro perechea. Și cu o haină de blană. Haină de blană la 1500 de euro. Aia cea mai ieftină. Și cu un Mercedes decapotat. Hai să mergem, ce mai nacla în culmea. Unde vezi tu toate astea? Ce magazin e ăsta? Stai stâmpit, eu nu văd nimic. Ai ochelari și nu-i văd eu? Am venit la cumpărături sau la Avatar? Mai vine și câte una din aia, știi? Vânzătoarele din ziua de astăzi. Vânzătoarele din ziua de astăzi. Salesperson. Vânzătoare nu-i place, dar ce mă vând? Salesperson. Bună ziua, cu ce vreau să vă fiu de folos? Ce pot să vă ofer? Cu ce pot să vă ajut? Astea sunt formulele clasice. Te apropii când auzi de fete, a? Cu ce pot să vă fiu de folos? Dar ea cum e? Înainte, domnule, era cu halat, bluză, aici e cu son. Știai despre cine e vorba. O văd, la vedere, o știu. În ziua de azi, dezbrăcat. Dezbrăcat. El e uită să-și mai pună fusta, să vede o centură. Dar atât. Mai jos nu e nicio fustă. E goală, 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 goală. Doi plasturi. Și vine la tine și zice, ce pot să vă ofer? Îmi cer scuze, mi-am uitat prostul pe acasă. Așa-ți vine să-i spui, nu? Dar dacă ești cu nevasta, nu spui nimic, te uiți în jos. Alea de sus, alea două le-aș cumpăra. Și spatele dumneavoastră, chiar în spate, sunt două articole care mi-a... Cu ce le plătiți? Cu ce pot, numai să recordat. Și ea se uită în față. Dar e o privire. E un unghi de urmărire. Foarte interesant. E o chestie care se calculează. Algoritm, cum, da, e radical. Băi, te vede cum tremuri, te vede cum transpiri. Ea știe exact ce e la tine în cap. Exact ce e la tine în suflet. Că de fapt tu nu te uiți pentru că ai o oarecare plăcere. Ești curios. Dacă ar fi să o lași pe ea să te întrebe, te-ar întreba două săptămâni. De ce te-ai uitat după aia? Nu m-am uitat, m-am uitat în jos. De ce te-ai uitat în jos? Pentru că se vedea mai bine în podea, da? Se vedea mai bine pentru că după podea. A, te-ai uitat pe sub fusta ei? Nu m-am uitat pe sub fusta ei, m-am uitat în jos. Aici erau pantofii mei, ce era fusta ei lângă mine. Chiar așa te uiți la mine. Nu, mie să-mi spui exact de ce pleca cu mine la cumpărături. Că ție nu-ți place să mergi la cumpărături. Pentru că îți place aia de acolo, de la magazin, da? Aia îți place? Aceea impresia că nu mă cer cu tine? Ai tu impresia că noi nu ne certăm? Uite acum ne certăm. Ridic tot blocul ăsta în picioare, nesimțitule. Hai că e frumoasă, este. E urât noi să spunem... Nu. Ești tu acum prea de enervez așa. Tu știi că eu te iubesc pe tine? Da, mă, am mers cu tine, altfel nu mergeam. Dar în momentul în care te duci cu ea la cumpărături, știi, ea zice, vii cu mine? Cel mai bine, te duci cu ea, dar nu intri. Și faci regula bărbătească, te aștept. Te aștept aici. Noi bărbații când ne spunem unul altea, te aștept aici, înseamnă 3 minute, 4 minute... Maxim 5. 5 înseamnă, băi... Și zici, te aștept aici. Tu îi spui ca unui bărbat, te aștept aici, știi? Dar ea e femeie. Dacă tu i-ai spus, te aștept aici, știi ce a înțeles ea? Mă așteaptă. Și a intrat. Și a intrat. Dar fii atent, roagă-o să pronunțe cuvântul mol. Să vezi cum îl pronunță. Mă. Adică e ceva în sufletul ăia, adică e ceva urmărești. Și intră în mol. Te uiți așa la ea și zici, bă, n-am o femeie urâtă. Ia uite, am luat cu cărăciorul. Dar cărăciorul e așa, știi, din scheletul ăla metalic, așa, știi, și ea frumoasă, aranjată toată și... Și intră cu cărăciorul în mol. Și dispare în mol.
Și zici, săraca, măi, măi, săraca, uite cât să chinuie, să facă pentru casă, pentru, uite, să, Doamne, imense magazine fac ăștia. Prea mari, eu nu știu, nu știu pe unde o fi. Nu trece mult? Nu! 4 ore! Timp în care tu ai discuții cu varicile. Psst, psst, șeful! Șeful, mai stăm? Dacă te mai și trece, n-ai cum să pleci, că nu știi când iese. Și mai sunt neveste, știi, care se uită și... Ia uite-l cum își așteaptă nevastea, ia uite cum suferă, vezi? Cum e cățelul l-a lăsat afară. Și a intrat acolo și după 4 ore apare. Dar cum apare? De fapt, nu știi că ea apare. Vezi un coș venind din mall, un coș imens, plin. Și normal că... Ce te întreb? Ăștia mută marfa. Și apare un căpușor de după coșul ăla. Guriță? Aleu. Te-au pus pe tine s-o muți? Știi cum e cel mai bine? Cel mai bine este să te duci la mall cu nevasta și o aștepți în mașină, că ai motiv, știi? O, mai stau în mașină și poate motorul se mai oprește, dar totuși mașina... Nu, stau aici. Dacă vine cineva, o mut, mă mai întorc, știu că nu stai mut. Așa o mai determin, știi, să se mai grăbească. Să nu uiți că amenda-i mare. Să nu... Și poate să blocheze și roțile. Asta de regulă spui după ce a plecat, ca să... Totuși să nu zici că n-ai avut conversație mai curajoasă cu ea, știi? Am un vecin, s-a dus cu nevasta la mall. Ea s-a dus, a intrat la cumpărături, el a rămas în mașină. Vara trecută, frumos, plăcut. Avea o mașină destul de arătoasă așa. Mașină mea. Geamul deschis și sunt fetele alea care umblă pe centură, care acum erau pe vremuri cu felinarul roșu, cu asta, dar acum sunt peste tot. Adică nu mai știi care e, care nu e, care... Tălpiste, știi? Alea care fac bordurile la mall-uri care intră și a văzut o tălpistă și normal că curioasă, știi, s-a băgat pe geam. Singurel. Dacă s-a plecat, au apărut și băieții cu găletușile, știi, că ea s-a ridicat tot, și îți dai seama că normal, pofticioșii, știi, țin găleata aici că le curge din gură, ca să nu curgă pe jos, știi? Vai, și ea zice, auzi? Pentru 100 de euro... Te fac de te simți cum nu te-ai simțit niciodată în viața ta. Ce zici? Știi cum suntem noi bărbații în momentul ăla? Suntem plini de frică. Că dacă iese ea în timpul ăsta, știi? Și-o vede pe budigăcioasa de toată suflecată, toată până la brâu. Și pe mine mă trece un râu. Și nu știi ce să faci, chiar nu știi ce să faci. Apare pur și simplu, ia și cu sacoși, știi cum se uită? Și următorul gest? Așa avem noi chestia asta. Lasă că mă înfig eu în părul tău. Așa e expresie și la noi. Mă rog, dar astea care umblă cu trotuaristele au păr de schimb. Așa că, atenție, mare atenție, să nu te iei de păr cu ele, că după aceea, dacă ele se iau de păr cu tine, al tău chiar cade. Al lor se schimbă. Mă rog, ai intrat aia acolo, ăsta, băiat deștept, ce să-i răspunzi uneia din asta? Că dacă îi spui, ia lasă-mă, domnule, pace, are un vocabular de tiristă, te nebunești, știi? Și atunci trebuie să ai grijă ce îi spui. Ăsta a avut, nu a ascultat de cei 3 din fabrică. A răspuns el cu gura lui. Îmi pare nespus de rău, am doar 5 euro la mine. S-a descurcat, ai înțeles? S-a descurcat. Aia, scârbită. Amărâtule. Și a plecat. Și a lăsat pe căldărășeni. Neterminați. Ne-a plecat angoasa. În momentul ăla a ieșit femeia din mall. Și a văzut atâția bărbați în jurul mașinii? Ce-s cu bărbații ăștia? Le-am...
Le-am spus că am o nevastă extraordinar de frumoasă. Și de ce pleacă? Te-au văzut și da, s-au convins. Și pleacă acasă. Vine acasă la bloc. A venit la bloc, au prins în fața blocului, au descărcat, au băgat în casă tot ce au avut de băgat în casă, după care s-au dezbrăcat și s-au îmbrăcat în ținută sport și au ieșit la plimbare. Atenție! Mare chestie este momentul în care vine nevasta de la servici să o duci la plimbare, pentru că ea vine încărcată, domn. Încărcată cu o mulțime de lucruri pe care vrea să ți le spună. Și tu nu asculți. Tu te așezi. Fotoliu, televizor, n-ai nicio treabă. Dar ea clocotește, se umple, se balonează. N-ai văzut cum face? Tu crezi că ea are treabă prin casă? Ea n-are treabă prin casă. Vrea să auzi tu. Și atunci îmi plac o sport, ești cu ea la plimbare. Cel mai bine. Plăcat frumos, tenis în picioare, ai și la plimbare. Ești la plimbare și o lași să vorbească, să se descarce. Tot ce are de spus să spună. Tu nu spui decât da, la al treilea pas. Că merge chestia extraordinară de mine. Uite, deci este unul. Da. 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 Dar tu nu asculți. Tu vezi de ale tale, știi? Adică și ea vorbește și se răcorește. Atenție, atenție. Femeia e foarte periculoasă. Să nu ai impresia că spune povestește și te lasă să-ți faci de cap. Na. La un moment dat, exact când nu te aștepți, pe pasul 2. Te întreabă. Dar la tine cum a fost la servici? Da. Da. Atenție că atunci își dă seama că nu asculți. Deci răspunde. Tu știi că la mine nu e important. Ce la tine la servici e important. La mine nu e așa de important ca la tine. Și ea se liniștește. Deci la mine e important. Da, e în regulă. În timp ce au trecut de al treilea bloc, au făcut așa, au ieșit din bloc și au făcut dreapta și au mers un bloc, încă un bloc, al treilea bloc apare tălpista. Măi, dar cum a apărut aia în fața lor? Chiar nu-mi dau seama. Dar brusc în fața lui. Tălpista de la mol. Știi cum a rămas asta? Ea n-a avut nicio reacție, că nu o cunoștea. Decât așa, știi? Adică când o vezi. Tălpista s-a uitat scurt la el, lung la ea. Și apoi la el. Ha! Ai văzut ce ți-ai găsit pentru 5 euro? Noi vrem să ne facem viața în fiecare zi mai frumoasă. Asta e clar. Fiecare trăiește, avem senzația asta că trăim 1000 de ani. După cum acționăm, cam asta dăm impresia, știi? Vreau o casă. Vreau să măresc casa. Vreau să mai iau o mașină. Vreau să adun bani în cont. Vreau să... Și noi vedem la televizor nenorociri cu astea, că noi... Aia stau... Mamă, e un virus nou acum care... Sunt mulți care se vaită, vai, a apărut gripa, când a fost gripa porcină, vai, gripa porcină, face victime. Și înainte spuneau, grea viață, grea viață, ducem o viață grea, mai bine mori, domne. Când a apărut gripa porcină, toți, pe nebru să mori? Tu în loc să fii, hai gripa, hai, hai gripa, hai, 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 hai. Așa făceau microbii din gripa porcină. Și te duceai unde era? Așa, am tras porcul pe nas. Adică ce știi o treabă, nu? Noi suntem disperați așa, să avem, să fim, să... Nu ne place la oraș. Nu ne place la oraș pentru că la oraș nu este aer curat. Da? Dar cine îl face murdar? Tot noi, nu? Eu, uite, fii atent, să ningă. Fii atent, să ningă. Să ningă mult. Și apare un bătrân cu o lopată, jos la bloc. Zici că se duce să îngroape, de normal, știi? Toți stau la geamă. Auzi? Vino să vezi ceva ce nu o să crezi. Nea Vasile, ce băiat, extraordinar. El crede că l-ajută la circulație. Nu ridica lopata deasupra capului, că acolo rămâi. Ce bă, nu-i primăria? Ei o să vină și o să curece. Ce primărie? Că primăria ghifuie numai când vede mașinile de lângă bloc. Știi că sunt mașină lângă mașină, mașină lângă mașină, mașină lângă mașină și aproape de trotuar. Așa se merge pe trotuar la noi în țară. Noi când plecăm în altă țară, așa mergem pe trotuar. Toți merg așa și noi mergem printre ei. Dar de ce merge așa? Păi să nu deranjezi mașinile, să nu...
Suntem atipici, asta e. Deci nu semănăm cu ceilalți. Chiar nu semănăm. Poliția nu seamănă cu poliția de acolo. Noi nu semănăm cu cei de acolo. Nu gândim ca cei de acolo. Noi nu avem nicio treabă. Adică la noi, știți ce se întâmplă? Noi numim tot ceea ce facem noi în fiecare zi, noi numim farmecul națiunii noastre. Îți place ce fac? Da. Băi, auzi, cunosc niște tipi care au plecat în Germania, au stat acolo 5 ani. Băi, ce oameni au devenit! Mamă, n-aruncă nimic pe jos, nu scuipă, nu vă! Și vin cu mașina din Germania și trec pe la vamă și după ce au trecut de nădrac, intră în România, geamurile jos, aruncă mizerie, haide! Adică îți dai seama cât adună ei acolo în Germania? Tot mai frumos, suntem între noi. Băi, ce frumos, poliția acolo. Pardon, nu te salută nimeni. Asta e o greșeală ce am făcut. Am zis așa că poate e soare, știi, și actele și asigurarea. Dar ce spune pe un ton de zici, mă, n-am luat bătaie în viața mea cât iau de la asta. Stai în mașină. Și te bag în computer. Și apare. Că au fax la ei, au nebunii, au computer, au tot. Acolo apare tot. Tu n-ai acasă că te-au ei în mașină, știi? Aveți și printer? Deci nu te înțelegi cu ei, că n-ai cum. Nici nu poți să-i spui. N-ai curat. Dar ce frumos e la noi. Păi ce frumos e la noi. Fiecare își face legea lui. Cu toate că e o lege. Nu ne interesează legea. Legea mea mă interesează ca să mă simt eu bine. Dacă e unul care mă depășește, da? Și eu sunt la cutirul pe șosea, nu-l las! Vin mașini din față, nu-l las, ăla săracul vrea să te pătească. Că tu ești în cabină sus și vezi că poliția e mai încolo, să vadă poliția. Ia uite-l, poliția, ia uite-l, vezi? Ia uite ce a făcut. Și poliția ce face? Pe tine te oprește. Stai, treci pe dreapta. Îi spune tiristului, bravo, mulțumesc. El n-a călcat legea? Nu! Tu ai călcat banda! Hai, treci pe drept! La momentul în care te oprești așa, deci în câmp, te oprește poliția, poți să vorbești cu ea, adică vorbesc aceeași limbă. Apeși pe buton ca să coboare geamul, dar cu mâna asta faci așa, ca să aibă impresia că ești amărât. Ce-am făcut? Și zice polițistul, ia uite o față de prost mai tare ca a mea. Na. Măcar pentru atâta lucru să te opresc. Ce ai făcut? Conform articolului din paragraful 29, codul de proprietate civilo-juridică criminalistică, ai față de criminal oricum, adică chiar am făcut bine că te-am oprit. Nu te-ai bărberit? Nu, trebuie și bărberește de acolo și după aceea discutăm. Nu, dar... Bă, ce semeni cu... A Marie și un... Îl cunoști și Amarie? Da, știu. Am copilărit în acela sens. Dar ce s-a întâmplat cu tasul? Știu că o bătea pe măsa și femeia aia a născut după bătaia aia. Dar suntem veri, tata meu i-a făcut și copii pentru că el, dacă tot bătea, el nu știa la ce-i bun ciomagul, îl folosea la bătaie. Și atunci i-a făcut tata copii. Da. Hai că te las să treci, hai, du-te. Ai văzut? Gata, ai discutat. Sau dacă te enervează cineva, te iei la înjurături cu el, te-a depășit. Băi, mă gând, mă, hai. E tine, neamul, mă. Animalule, da. Și el oprește. Te bag eu în... Și zice nevasta. Sunteți rude. V-ați înrudit într-un sfert de oră, știi? Adică... Mă gândesc că până la urmă e o chestie frumoasă. Și ideea care este? Ideea este că după toată nebunia asta care există în jur și cu toate legile astea care se respectă, nu se respectă, nu contează. Vrei să pleci. Vrei să pleci din oraș. Unde vrei să pleci? La țară. Să stai la țară, să te simți bine, să fie aer curat. Păi să poți să faci ce vrei tu acolo. Îți dai seama, la țară. Ce frumos e la țară, că ai vaca ta, că noi suntem disperați la oraș. Ai vacă? Trăiești.
Mult lapte? Ce am nevoie? O roșie care îmi crește în curte? Ca și cum roșia, știi, îți place de mine? O bucată de pâine? Eu sunt un colț de pâine, ia-mă, știi? Stai puțin, și aia se face, nu? Dar mă rog, asta e impresia. Am un prieten, a vândut la oraș, a cumpărat vacă la țară, chiar vrea vacă. Vrea vacă, a citit el pe internet, o vacă dă 15 litri de lapte pe zi, una adevărată, cea mai tare vacă din lume. 15 litri de lapte pe zi, aveți impresia cât înseamnă o găleată? Care e capacitatea unei găleți? Are cineva impresia? Știți ce e găleată? Nu mai știți. 10 litri are o găleată și 15 litri înseamnă o găleată jumate. Practic, îți dai seama, duci o găleată în casă și mai vii să te mai obosești, mai duci încă jumătate de găleată. Filmează găleată. Te ține spatele? Am uitat să vă spun. Deci noi facem o reclamă în acest spectacol pentru aparatul care fixează coloana. Despre ce este vorba? Ca să înțelegeți foarte bine. Deci el filmează, sunt niște senzori care trec prin centură și arată cum el, înăuntru în el, recepționează defectele din corpul meu. Și le arată. Uite, vezi, așa să nu faci, așa să nu faci. Și toată centura asta îi transmite, știi? Ai văzut? Aici e strâm, da, aici e hernie, stai. Aha, aici. Și încet el se schimbă, înțeleg? Tot organismul devine puternic, frumos. Să vă luați din astea, că sunt foarte ieftine. Adică nu, să găsesc. Când ieșiți din sală, puteți să... Cam cât poate să coste una din asta? Nu știu. Aveți idee așa? Ia uite, 150.000. Ceea ce este, deci, una de 10 și una de 5, nu? Nu, de euro, măi. Da, vorbim despre tehnică, noi să... Cum? Doamnelor și domnilor, avem un om care a terminat facultatea de curând. Domnule intelectual, aveți cuvântul. S-a ars LED-ul de pe display. Sunt absolut convins că nimeni nu ți-a dat voie să vă luci la facultate. Și atunci aici îți dai drumul. Și nevasta. Și a terminat și cu medienică. Stai, doamnă, scuzați-mă. Cu ce mică? Media. E și medie și e și mică? Păi atunci... Deci glumim, nu mi-o luam în serios, că dacă era să vorbim serios, spuneam mult mai multe. Uite, vezi? Vine tip-til, v-am spus. Deci și-a cumpărat o vacă până la urmă. Omul și-a luat la țară, a cumpărat o vacă și că striga unul. Spunea, această vacă dă 15 litri de lapte pe zi. Normal că ăsta a cumpărat-o, că tot o groază de bani. A dus vaca acasă, i-a spălat tugerul frumos, scăunelul, a adăpat-o, da? Hai să vedem acum. Dă-te să vadă lumea cum mulg vacă. Și a pus găletușa. Dar nu mai curgea nimic, știi, de el cânta. Dacă erau două strofe, a trebuit să mie cele două strofe, știi, și cu un refren la mijloc. 6 litri, mă? 6 litri, mă? Văcuța? Văcuța lui tata, 6 litri? Stai, cu cine vorbesc eu? Aici e capul, așa. Fata, uite în ochii mei, nu mi-arunca mie privirea asta de vacă nebună, că nu poți să faci 6 litri. Că a zis omul 15 litri. Uite la mine, cu tine vorbesc. Nu cu graduatul. Ai diplomă? Nu te întrebi, pe vacă. Ai diplomă? Chiar așa? Îți bagi joc de mine? 6 litri? A zis 15 litri. Normal că te iei de ce ai lângă tine. Dacă cineva te păcălește, de obiectul de lângă tine te iei, de persoana de lângă tine te iei, nu? Dacă ai luat o femeie care tatăle îi spunea fata mea e o fată extraordinară și te căsătorești cu ea, cui faci capul mare? Ei, nu lui taică-su. Băi, ai spus că e extraordinară, băi. Nu îi spui ei. Mi-a zis tatu că e fost extraordinară, că de-aia te-am luat și că am fost fraier. Și uite cum am ajuns. Ce extraordinar? În ce ești tu extraordinar? Spune și mie. Așa și asta cu vaca. Dar chiar așa îți bagi joc de mine? 6 litri? 6 litri, mă? Și vaca s-a întors. Păi e bine. De ce e bine? Ăsta e lapte de machiant.
După aceea ce s-a gândit? El s-a gândit ce ar fi să fac o combinație. Să să împerecheze vaca cu o zebră. De ce ai chestia asta în cap? Nu, trebuie să o fac. De ce? Să mulg lapte cu dungi. Deci sunt oameni ăștia care... Știți că laptele are gustul a ceea ce mănâncă vaca. Ați băut lapte care să aibă gust de usturoi? Dacă vaca a mâncat usturoi, normal. Ca la om, nu? A mâncat ceva asparagus? Vreodată? Bărbați, femei. Că după ce ieși, oh, miroase de... Da. Și nu-i vina ta, e asparagusul. Că zici, oh, s-a stricat toaleta. Nu s-a stricat niciodată. Ai mâncat asparagus. Și are o transformare și are un miros. Asta e. E? Așa și laptele. Mulgi... În viața mea n-am crezut că o să beau căței de usturoi. Adică, știi, că sunt... Acum, ce se întâmplă? Ca să te duci la țară, părerea mea, ca să te duci la țară trebuie să studiezi. Trebuie să știi dinainte unde te duci. Ca să știi dinainte unde te duci, trebuie să te interesezi de zonă, te uiți pe internet eventual, sau te duci la sârbă. Că ei au sârbe acolo în sat. E frumos, tare. Să încinge câte o sârbă din aia. Și primarul e ăla care organizează. Că primarul e cel care face comuna, face tot. Și intri exact în mijlocul petrecerii și afli tot. Cuvintele din sârbă te ajută să înțelegi tu ce se întâmplă în comună. Fiți atenți cam cum sună o sârbă. Ia fiți atenți. Ia uite. În sat e sârbă mare, ne-o da primarul mâncare. Că o tras canalizare pentru fiecare. Toți moștece se afirmă că și-o tras o piște firmă. Se învârși și se împing, parcă-s la shopping. Hai veniți la joc, că doar n-o fi foc. Cine joacă mai uită de datorii. Bagă-te în priză și uită de criză. Hai să ardem mii de calorii. S-o cumpărat izmenie din fonduri europene. Numai unul e ciudos că i-o lua pidos. Baba saltă prin scaieți, cofăta vaca tripleț. Moșul ei sare prin șură fără dinți în gură. Hai veniți la joc, că doar n-o fi foc. Ce ne joacă, mai uite de datorii. Bagă-te în priză și uite de criză. Hai să ardem mii de calorii. Avem în sat o nebună și-o lua pământ de lună. Să facă acolo mol, că e spațiu gol. O lăsa să te nimuți, păl deschis fermă distruț. Care-și bagă pe cuvânt capul în pământ. Hai veniți la joc, că doar n-o fi foc. Cine joacă, mai uite de datorii. Bagă-te în priză și uite de criză. Hai să ardem mii de calorii. Multă lume care mănâncă legumii și miroase a usturoi până în dorohoi. Castravetele e atletic, că-i modificat genetic. Dacă îl bagi în tigaie, sare la bataie. Hai veniți la joc, că doar n-o fi foc. Cine joacă, mai uite de datorii. Bagă-te în priză și uite de criză. Hai să ardem mii de calorii. Hai veniți la joc, că doar n-o fi foc. Nu-i nevoie să fii din la noi de zat. Bagă niște alcool în stomacul gol. Cine bea să crede că-i bogat. Normal, așa mai recunosc că obosesc, da, asta e. Am făcut un turneu, am zis că hai să fac un turneu să văd cum e în cluburi. Și am început să colim cluburile. Foarte interesant. Ați fost vreodată în cluburi unde sunt spectacole, dar distanțe mari. Am avut cineva care a organizat ceva foarte frumos, cu distanțe de 400 de kilometri între cluburi. Nebunie a fost. Așa aproape, da, e adevărat. Uite, așa se merge. Că afli și șoselele din țară. Și ajuns prin zona aia, prin nord, acolo, e extraordinar de frumos. Dar pe unde vrei să ajunge? În centru. Dar pe nu-i departe. Fii atent aici la mine. Cum privești drept înainte, tu mergi înapoi.
că ia greu să stea așa, să spună merge înainte. Nu, merge înapoi și apă faci prima la dreapta și prima la dreapta și ajungi exact cum îs eu acum, dar pe strada cealaltă care e exact paralelă cu asta. Mergi înainte și apă vezi calea ferată, e departe. Păi nu văd care... Nu, o vezi, că s-auzi trenul. Dacă n-auzi trenul, te oprești. Când auzi trenul, mergi până la primul semafor și ai ajuns la primul semafor. E, de-abia de aici trebuie să mergi până ajungi la al doilea semafor. Și uite, așa a durat până mi-a spus 7 semafoare. Dar ce l-ai spus la început 7 semafoare? Dar păi e număr în timp ce ți-l spun. Și drumul e frumos, asta e adevăr. E un drum extraordinar de frumos. Și mai ales dacă a nins și dacă sunt gropi și asta, chiar e frumos, știi? Adică, cum să zic, oamenii de pe șosea, dacă îi vezi în mașină, chiar zici că sunt curioși. Zici că admiră și dau din cap de... Frumoasă țară avem. Mm-hmm. Chiar e interesant. A fost un turneu și continuu. Azi e ziua liberă. Ți-am dat, dar e sala palatului. Dar pe sala palatului nu se compară cu birtul de la noi. Dar păi n-ai tu atâția bețe la palat cât avem noi la noi, mă. Ești bolând, dar băi, interesant așa, știi, să întâlnești pe câte unul care să spui, domnule, dar tot timpul de când te întâlnesc pe tine, de-a te ori miroși a băutură. Tot familia mea miroase a băutură. Numai bunicul duhnește. Bunicul bea palincă, dacă te pupă bunicul, te obraz, te vindecă de coșuri. Că să stuche bunicul în palmă, să ia în brațe linia norocului cu linia vieții, să apucă de țâpurit. N-ai văzut așa ceva. Problema de la țară e foarte interesantă. Chiar e foarte interesantă. Omul de la țară, practic, e nebunit. E nebunit de alunecări de teren. E nebunit de inundații. E nebunit de... Acum însă au început să adapteze cu ideea, știi? Unii au fost mulțumiți de inundații, a zis. E adevărat. E adevărat că a fost o groază de apă la mine în curte, dar ne-am învățat. Pentru că în loc de vite, porci, cai, oi și râmi, am avut pește. Și am mâncat pește. Iată că unchiul meu deja e plin de fosfor. E atât de plin de fosfor cât e frică să se scarpine, să nu se aprindă, măi băiete, măi. Deci țăranul întotdeauna o să-și găsească ceva care o să-i placă, știi? Țăranul o să fie foarte vesel de ceea ce îi se întâmplă. Și pentru că, până la urmă, de ce să nu fii vesel dacă se întâmplă o mulțime de lucruri în favoarea ta? De exemplu, o să-și cumpere căruțe gondolă, pentru că deja porcii fac cursuri de surfing, că e... Nu, e interesant. Plus că părerea mea este că la ei criza e altfel, ei gândesc altfel criza față de cum o gândim noi la oraș. Am o mătușă care e la țară, păi de aia nu aprinde lumina deloc. Nu aprinde lumina deloc, dar deloc, decât ca să vadă în ce s-a lovit. Are o candelă, știi? Și odată am trecut pe lângă candela aia, cum câteva zile în urmă, am trecut pe lângă candela și s-a stins. Mamă, ce nervos a fost! Măi! Care i-a aplicat căldura, mai? Dar marea treabă, știi, care e la țară, marea treabă la țară este că oamenii sunt... Nu mai filmați, că mă deranjează, serios. Nu mai văd becurile alea, parcă mă ține sub observație. Așa, mi-aduc aminte ce făcea sala palatului înainte. Toți să filmau unii pe alții, știi? Și ori aplaudai așa, ori dacă nu, te filmau. Dacă vedeai că nu aplaudă, înseamnă că aveau ceva de filmat. Și tăceai din gură, trebuia să aplauzi. Așa că nu mai filmau. Mai bine vă uitați decât stați. A râs lumea, da. De ce a râs? Ai filmat. Te concentrezi la ce vezi. Și asta e bună. Și am venit să-l văd pe Doru. Sau să plec cu el acasă. Da, marea nebunie de la țară, știți care este? Mulțumesc, oricum. Să știa că nu se filmează, dar mă rog. Ia uite. Ești matale sau e vărul?
care vrea să dea la facultate, știi? Asta este ideea. Mi-aduc aminte, avea tata meu, eu când am dat la facultate, tatăl meu mi-a zis o chestie foarte interesantă. A zis, bă, fii atent la mine, înainte să dai la facultate, eu îți vreau să spun o chestie. Era un băiat înțelept, tata un băiat extraordinar. Zicea așa, băi, dacă ești prost și dai la facultate și intri și faci facultatea și termini facultatea și dai diploma și o iei, și tot prost rămâi, înseamnă că ești prost cu diplomă. Până la urmă asta s-a dovedit mi s-a întâmplat mie. Când mi-a zis tata, du-te de la facultate, că tot bă o să ieși. Tata era foarte sincer cu mine, știi? Adică nu... Nu, dar știi ce-i frământă cel mai tare pe cei de la țară? Pasiunea. Am un prieten care asta mi-a zis. Nu știu ce are femeia mea. O nebunit. Că dacă ne-am căsătorit și că, băi, aveai pasiune când noi ne-am căsătorit, tot timpul te țineai după mine, dar acum nu mai există niciun fel de pasiune. Și pasiune, băi. Dacă eu mă duc tot timpul la muncă, prășesc, tai, cosesc, lemne, trântesc, bate vântul, crapă obrajii, mută buzele, mișcă nările, flocăiește toate sprinșenile de nu mai văd înainte, că nu mai am nici genii, nimic, băi, vine gerul ăla care mușcă din mine, de mă rupi, băi, băiete, băi, crapă și mâinile, crapă unghiile, toate mă dor și mă țin până termin din prășești, băi, băiete, eu am treabă cu pasăunea, băi, băiete, băi. Păi eu când vin de la câmp să-mi flămâni, mor, băi, mor de foame, băi, cu și pasiuni, băi. Am o foame așa de mare când intru în casă și de crezi că mi-apare, băi, în față, pasiunea, băi. Băi, și aruncă foamea o privire pasiunii, dispare, băi. Un chișor îți dau, băi, sau un dos de labă mori, băi, du-te. Du-te acum când îți zic. Și pleacă pasiunea în fundul curții, băi. Mă așez la masă, mănânc. Mănânc, băi, eu nu mă joc, băi. Că mănânc, băi, băiat. După așa am mâncat, gata. Nu mai există foame deloc, băi. Și ni crezi că apare după ce tot potoli foamea, băi? Pasiunea, băi. Dar ai impresia că după foame, asta-i tot? Și-i mai mare în mine? Somnul, băi, băiete, băi. I-aruncă somnul, privire urâtă, pleacă, băi. Pasiunii între mine sau dorm acum, s-o obosit. Mișc, hai, mișc. Ieși, bag-te sub pat, stai acolo. Și mă culc și dorm, bă, și dorm. Bă, așa de bine dormeam, băi, băiete, băi, dormeam, băi. Băi, nici nu sfărăiam și vise aveam, băi, băiete, băi. Visam gajiși. Erau niște gajiși, băi, care mai de care, mai colorate cu păr, băi. Brunete, băi, niște brunete, băi, focoase, băi, băiete. Și era una, băi, roșcată. Și achelea pe mine, iact așa, băi, și mă mișcam în somn, băi, băieți, și niște blonde veneau și mă înconjurau, băi, și o crescut nivelul în mine, băi, băiete, băi, de gemea patul, băi, nu știa de ce gemi, băi, și o lumină așa în față, dar lumină puternică, băi, puternică, 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 o trebuie să deschid ochii. Și în fața mea, eu așa cu ochii de... Beliz de somn, că eram deja rupt de somn. Nevastă, băi, băiete, în chelea goală. Tătă, nu mai pasă unii. Cu mâinile înfipte aici în șol. Măi, ne-au plecat visele, cred că nu o să mai am visele vă două luni de acum, băi, băiete, băi. Doamne, și ne-au speriat visele. Nu spun că au plecat toate gajișile. Tătă, au plecat, am rămas eu cu lumina și cu asta în față, băi, băiete, băi. Și era tată crăcășit așa. Și cu ochii la mine și fășea din buze. Asta vrea să mă mănânci, băi, băiete, băi. Și mă uitam la ea cu ochii bulbucați, să înțelegi, dacă așa ceva, m-au trezut din somn, așa brusc. Aveam niște ochi bulbucați, băi, și mă uitam ea cât așa. Și ea zice, știi, așa, cu o voce extraordinară. Și te uiți așa la mine, ca vițelul la poartă nouă. I-am zis, păi dacă așa poartă n-am mai văzut? Viața la țară e viața la țară până la urmă, asta e adevărul. E altceva, știi, că stai printre
animale, aer curat. Știi ce spun femeile despre noi, bărbații? Când noi le întrebăm bine, dar eu am senzația că noi ne deosebim. Până la urmă, eu vreau să merg la țară, tu nu vrei să mergi la țară. Eu vreau să fac cu tare, tu nu vrei să faci cu tare. Bun, ne înțelegem că suntem soție, dar spune-mi mie, de ce ești tu așa de diferită de mine? Oh, în general, noi femeile suntem diferite de voi, bărbați. Deci nu ești tu, voi. E că suntem mai mulți. Noi lucrăm în gașcă. Că dacă suntem mai mulți, parcă altfel, știi, că toți avem fețe. Și... adică de ce sunteți femeile diferite de noi, bărbați? Prin ce? Și e prin instinct. Noi avem instinct feminin. Da, corect. Da, feminin. Și noi ne gândim la feminin. Ce înseamnă feminin? Ea e grațioasă, e ca o floricică, e mimoză, se mișcă, radiază, e frumusețe, culoare, parfum. Asta înțelegem noi prin feminin. Dar noi uităm primul cuvânt. Instinct. Că ea a zis instinct feminin. N-a zis feminin, instinct feminin. Și ce e instinct feminin? Că ele ne spun, dar noi nu înțelegem. Instinct feminin înseamnă că femeile se nasc din burtă de la mama, că se concep cu o busoliță. Au o busoliță în ele, ca să se orienteze, știi? Și busolița asta se transformă în busoloaie când se fac mari. Te căsători cu ea, ea încearcă să te acceseze. Și te accesează. Intră în tine prin fel de fel de labirinturi din tine, prin vene, prin țesuturi, prin... Băi, intră în tine, în cele mai mici amănunte. Nu ți s-a întâmplat să spună femeia, uite-te aici la mine. Eu te cunosc pe tine mai bine decât te cunoști tu pe tine. De ce crezi? De aia, că te-a accesat, te-a intrat, a văzut tot. Și când iese din noi, vș, ne-a lăsat cu punctele cardinale, vraiește. Și atunci normal că o întreb. Bine, bine, voi aveți instinct feminin. Dar noi ce avem? Avem și noi ceva, nu? Da. Voi aveți instinct animalic. Și într-un fel e bine, că și animalic ce înseamnă? Înseamnă că animalul din noi. Parcă ți-e drag așa, știi, să zică, animalic. Asta îmi place, înseamnă că te uiți la mine ca la animal. Nu vă spun că femeile cred despre noi, bărbații, că noi suntem ca fluturi. Auzi, noi suntem ca fluturi. Auzi, noi suntem ca fluturi. Ați văzut vreodată un fluture, cam cum arată un fluture? Fiți atent cum arată un fluture. Avem un fluture, dacă avem, dacă nu, nu, uite așa arată un fluture. Ia uite. Noi suntem ca fluture, ne așezăm pe floare. Zburăm din floare în floare. Uite la fluture. V-ați uitat bine la imagine, da? Mă bucur. Păi nu, că știu, de-aia vin părinții cu copiii la spectacol, să le explice. Fluturile zboară din floare în floare. Avem noi vreo vină că suntem fluturi? Nu avem nicio vină. Și o să spuneți de ce. V-ați uitat în planul 2? Floarea. Cum stă floarea? Și următoarea floare, mai. Adică știe, competiție între ele. Cu cât sunt mai multe flori, cu atât fluturului să fâlfâie mai mult. Noi avem instinct animalic. Bine că n-a zis de insectă. Instinct animalic. Da, e firesc că avem instinct animalic. Că voi vă ghidați după trei lucruri foarte clare. F-S-S. E vreo boală? Nu. Sunt instinctele voastre. Foame, sete, sex. Ok. Acceptăm. Ăștia suntem noi, bărbați. Foame, sete, sex. Și de la ce am luat astea? Foame de la lup. Bun, e bine. Când o vezi... Lup e bine. Sete de la cămilă. Cămilă e bun. Două cocoașe, nu dromader, una, ca să nu poți să bei mai mult. Deci poți să bei, poți să duci. Și... și sex... Și ea foarte senină, zice, sex de la iepure. Păi stai, dar nu e normal, nu e adevărat. Cum să ne compar pe noi bărbații cu iepuri? Noi bărbații suntem mult mai rapizi. Eu am impresia că femeile ne confundă pe noi, zice, am instinct animalic din cauza că noi bărbații suntem păroși. Noi avem păr.
Femeile n-au păr. Femeile n-au păr. Așa spun ele. Noi suntem păroși. Am un prieten care a zis, nevastă mea să bărberești de pe picioare. Aparatul meu de bărberit de la chivetă și am mai văzut un aparat de bărberit pe cadă. Ești fraier, mă, că nu are cum să bărberească pe picioare. Poate să bărberească pe barbă, asta e bărberit. Pe picioare să piciorește, dar nu există să te bărberești. Voi, bărbați, aveți păr. Și voi? Puf! Asta de aici, cum zice? Puf! M-a cam înțepat puful ăsta azi noapte, știi? Mă rog, asta e, da, într-adevăr, da, avem păr, bărbații, și noi ne și lăudăm cu părul, știi? Adică am un amic, n-ai văzut așa păr ca pe omul ăla, n-ai văzut așa ceva. Nici nu zici că e om, zici că e o căpiță de păr, o flocoșenie de om, mai practic, dacă îi se o spui așa. Măi, prea mult păr are pe el, chiar așa. S-a dus toată la pădure, s-a dezbrăcat până la brus să spele într-un pârâu. Lângă el două tufe, una mai mare, una mai mică. Tufele alea se simțeau chele față de el. Stăteau cu crengine. Ăsta s-a dezbrăcat să se spele până la brus și a venit un vânător și a zis, n-am întâlnit specia asta. A fost tranquilizant. Îți dai seama ce a simțit el? Dar au fost îndreptate spre public? Astea sunt îndreptate spre dumneavoastră, da? Atunci e bine. Data viitoare spuneți, vrem bilete în față. Da, mai în față n-aveți? Se întâmplă. Sunt două sisteme de sunet ca să se audă mai prost și... Nu, există probleme cu sunetul? Nu mă interesează ce spuneți. Nu aud, aici nu vă aud. Eu mă aud pe mine, de-abia mă aud pe mine. Așa că nu de la microfoane, că sunt... Da. Eram sigur că o să... Vrei o funcție ceva. Chiar vreau să spun, cum îți imaginezi Parlamentul? Pentru că ai spus Parlament. Chiar cum îți-l imaginezi? Sunt curios. Nu, în afară de cum te simți matale. L-am întrebat. Crezi că intră cineva plin în Parlament? Nu. Intră gol în Parlament și când iese îmbrăcat bine. Domnul idei politico-ecologiste. Cum e Parlamentul? Cum îți imaginezi Parlamentul? Adică ca pe ce? Ca un loc așa unde se adună oamenii și vorbesc între ei. Noi suntem aleși. Adică cum e, nu știu dacă vă duceți aminte, să puneau orezul pe masă și să alegeau din orez, erau niște bobițe care se scoteau. Că, dom'le, alegem orezul ca să rămână numai orezul. Deci ăia sunt aleși. Da. Ceea ce nu înțeleg eu e că mama pe aleși îi arunca la gunoi. La asta vă referiți? Sau la cu totul altceva? Sau stați lângă Parlament și vă deranjează ceva? Sau nu? Sau, mă rog. Dar în orice caz, după privire așa, după cum clipiți, dați impresia că ați fi o fereastră ceva acolo la clădirea aia. Că prea... Nu se sincronizează ochii cu gura. Nu mă pricep, chiar nu mă pricep. Nu știu ce înseamnă. Atâta știu că de la o vreme la noi numai despre politică se vorbește tot e numai politică. Pe bune, dacă nu ar trebui să facem și un jocuri olimpice. Să înceapă în România, jocuri olimpice despre politică. Politicienii aruncă cu cuvântul. Telefonul cel mai cu strâmbe. A luat locul întâi.
Vrei să auzi ce mi-a zis? Nu, a luat loc întâi, atent. Deci, mă rog, e interesant, avem o viață politică extraordinar de activă. Nimic altceva, știi, vorbim politică. Auziți, chiar mă gândeam într-o zi la chestia, domnul parlament, chiar mă buncă că a adus vorba de treaba asta, mă uitam la partidele politice, cum se organizează. De exemplu, cei din opoziție. Acum ne vom organiza într-o formulă puternică a opoziției, care vom face tot posibilul ca țara să iasă din criza actuală și să meargă pe un drum ca lumea. Asta este ședința de luni, miercuri. Ne-am adunat aici ca să vorbim despre binele țării, vom discuta despre ce putem face pentru a forma un nucleu puternic, să ne opunem celor de la putere, ca să facem ceva pentru țară, pentru popor. Vineri. Știți de ce suntem aici? Ca să facem... Auzi, vreau să întreb ceva. Asta vorbești cu copilul acasă? Uită-te la mine foarte tot. Dacă tu mai iei notele astea, eu îți bag o mână în gură, uite așa, până în fund, și te întorc pe dos. Ai înțeles? Asta îi spui luni. Marți. Dacă tu mai iei notele astea, eu îți bag un deget în ureche și scot toate timpanele pe partea asta și ți le bag în nări, uite așa, cu degetele. Dacă prima dată l-ai speriat, a doua oară începi să gândească, mamă, ce imaginație are tata. Vineri, dacă zici, dacă tu mai iei notele astea, asta faci? Nu. Spune-o ce faci. Scumpa mea, lasă-ne puțin singuri. Vă că note la școală ei. Știi că măta a plecat din casă, știi, da? Vreau să-mi spui mie când o să-ți modifici atitudinea asta de nesimțit și de nepăsător pe care o ai cu mine în grijania mătii, că te bate, te calci pe tine acolo, ai înțeles? Te-ați bat joc de mine? Te bate, te nebunești aici! Nesimțitule! Și apare ea. Nu așa de tare, iubit! Pleacă, lasă-mă să fac ce trebuie să fac. Măi, mie asta mi se pare atitudine, știi? Adică dacă faci cu copilul tău, de ce să nu faci cu un guvern sau cu un partid politic? Ce frumos ar fi într-un partid politic să... Ia uite, a plecat politicianul. De ce plecați? Exact că vorbim lucruri de date, vă apucă treaba mică? Uite, atitudine de parlamentar. Când se supun la vot, el pleacă. Cine este pentru? Cine este contra? Eu sunt contra. Acum nu este ideea să-ți bați copilul, dar din când în când așa poți să te mai duci așa la el să spui, băi, tu ești al meu, nu mă interesează copilul vecinului ce a făcut. Da, dar el fumează marihuana. Taci de gură! Doamnă, am auzit că băiatul dumneavoastră care e în clasa 12 fumează marihuana, e adevărat? Da, dar să știți că e fără colesterol. Bine, scuze, nu mă băgați în politică, a plecat al doilea. Normal trebuie să fie la capătul rândului găletușe. Și omul când simte nevoia zice J25. Ce v-am rugat eu? S-o goliți înainte să ne-o dat. V-am mai rugat odată, chiar așa? Asta înseamnă ceva modern, să te ocupi de oameni, nu? Vă rog eu să treceți la sala palatului, la utilaj pentru incendii și găletușe pentru capete de rânduri. Păi asta mi se pare chiar aiurea, știu, mă, să ridice în picioare, să deranjeze un rând întreg, să ducă acolo, să stea la coadă. Cine știe ce-o fi acolo? Ați văzut că bărbații merg câte unul la toaletă, femeile nu? Femeile merg în grup? Ați văzut ce interesant? Cum poate să meargă femeile în grup, să merg așa de mână, știi, și vorbesc... Dar ce, stau și să țin de mână și mai departe? Na, ce părere ai? La tine e hârtie? Da, dă-mi. Și noi bărbații, de ce avea el nevoie de hârtie? Să scrie sau ce? A venit scriitoare la toaletă.
Deci este clar că până la urmă noi bărbații, dacă avem atâta păr și ne respectăm părul, la un moment dat ne lăsăm mustață. Asta părerea mea e că e ok să-ți lași mustață. Ca bărbat să ai mustață e în regulă. Și în primul rând că mănânci la umbră. După aceea mustața poți să o arăți, știi? Adică e un semn de virilitate. Altceva e când ai mustață, se te miște așa. Ți-e drag, e? Dar știi cum e mustața? E ca un preș. Tot ce bagi în gură se șterge de preșul ăsta, înțelegi? Dacă te sărută cineva, zice: iubitule, te-am sărutat pe micul dejun. Rămâne până la urmă un semn de bărbăție. Dar cum a fost? Întuneric? A fost bine? A fost rece? Am întâlnit într-o... Era o toaletă ecologică la o benzinărie și spunea: pisoar fără apă. Nu vreau să vă las să vă gândiți, pentru că nu știți la ce mi-a venit mie prin minte, pisoar fără apă. Uite ce experiență aș vrea să vă rog să faceți. Vă rog să goliți apa de la toaletă, da? Și să lăsați pe bărbat să se ducă la toaletă, să își facă treaba mică la toaletă. Ăla e pisoar fără apă. Să-mi spuneți și mie dacă nu miros. Că așa spunea, că nu, e fără miros, fără miros, dar murea acolo. Adică nu era că... dar este ecologic. Dar ce face? Să trage singur, să faci, că e o bucată din aia așa. A, că te stropește. Da, e adevărat. Adică știi o treabă. Adică bunicule, ai făcut? Da, am făcut. Uite, se vede. Nu se vede că am făcut. Pisoare ecologic. Asta e chiar culme. Ce idei mai au și ăștia? Aș vrea să vorbim puțin despre o problemă pe care femeile o au cu noi. Cu noi bărbații. Femeile au o problemă cu noi bărbații. Și anume, ele nu ne înțeleg. Și de astea sunt supărate pe noi, mereu. Femeia e supărată pe bărbat din cauza că nu îl înțelege pe bărbat. Femeile nu înțeleg că nouă nu ne cade fisa. Asta nu înțeleg. Sau poate ne cade, dar mai târziu. Dar asta femeile nu înțeleg, știi? Și asta ne pune într-o situație, știi, așa, că nu știi ce să mai vorbești cu ea. Dacă ea are impresia că noi suntem, repede, ne prindem. Nu e adevărat, noi suntem mai încet, suntem neatenți, ce a vrut să spună? Noi nu înțelegem asta, știi? Dar încercăm să o dregem. Iubita mea, ce vrei să spun luna de pe cer la picioare? Păi ce, te doare gură? Pune-o, că de când m-am măritat cu tine mi-ai pus toată calea lactee. O să rămână cheală calea lactee. Numai pe planete calcă, ai văzut? Ne ia și la mișto, ne ia și la mișto. Dar de la ce? De la ce? Din cauza că există o chestie la mijloc. Cum intră femeia în viața unui bărbat? Ești calm, liniștit, echilibrat, n-ai nicio treabă, nu interesează nimic, până când apare ea. Apare ea. E mare, A mare. Și te-a trăznit. A fost o flamă așa. De ce te-a trăznit? Că ai lăsat-o să se joace cu paratrăznitul. Asta e toată nebunia. De-aia te trăznește. La asta îi zice că dragoste. Te-a lovit dragostea. Și n-ai ce să faci. Că dragostea nu e ca o boală, o urticare. Iese pe piele și tu te dai cu alifie, îți faci injecții și îți trece. Nu! Dragostea nu o scoți din tine. S-a terminat. E înăuntru în tine. Gata. Așa ți-a fost scris. Păi dacă mi-a fost scris, nu puteam să trimit un fax înainte? Și te schimb total, dar total te schimb, nu mai ești aceeași persoană. Hă, ești cu capul în nori. Dacă cerul ar avea tavan, știi cum ai fi cu capul plin de cucuie? Te întreabă lumea, te speli cu șampon cu meteoriți? Aia e mătreață? Da, dar e mătreață galactică. Deci te schimb automat. Tot ce se întâmplă în interiorul tău s-a schimbat. Ești altă persoană. Nu te mai gândești la tine. Te gândești la ea. Dar te gândești numai la ea. În permanență. Băi, ți-e dor de ea. Îți place să o vezi. Când e lângă tine, o sor din ochi. O sor din ochi. Că spune unul: băi, scoate-vă paiul, băi, din ochi. Păi și dacă îl scot, cu ce o mai sorbă? Dacă nu e lângă tine, o sun mereu. O sun mereu. De ce? Pentru că începând cu momentul ăla, de la ea vine ora exact. Ziua ta nu mai e ziua ta, e ziua ei. Nu mai e ziua ei. Și știi care e cadoul tău preferat? Să fie ea mulțumită.
Nu mai ai grijă de tine. De ce să mai ai grijă de tine când are ea grijă de tine? Planurile de viitor ale tale acum sunt incluse și inclusă și persoana ei. În planurile tale de viitor. Inclusă persoana ei. Și o lași așa, știi, să umble prin viitorul tău. Odată simți curent. De ce? Pentru că ți-a deschis toate oportunitățile. Să vadă despre ce e vorba, știi? Ai grijă, curentul poate să-ți lase viitorul crăcănat. Ai mare grijă cu chestia asta. Nu ți-a plăcut să fii sclavul cuiva? Nu ți-a plăcut să fii sclavul cuiva? Na, ți-ai găsit stăpânul. Și stăpân adevărat. Bă, și tu ești, știi cum, prins, legat, cu capul jos, dar fericit. Asta e foarte interesant, știi? Acum, ce se întâmplă? În momentul în care tu ai imaginea ei, este în capul tău permanent. Nu mai imaginea ei. Nu mai imaginea ei. Ca și cum cineva ți-a instalat o plasmă în creier și e imaginea ei. Ea se lăfăie panoramic în creierul tău. Îți dai seama? Tu care schimbai programele până acum, acum nu mai îți place de ea. Să o vezi, să o suni, să o nevâniți. Uai, ce părere, îi cer părere, auzi? Îi cer părerea. Tu care nu te sfătuiai cu nimeni. Tu erai macho. Adică, știi, era altfel. Acum gata. Acum simți nevoia să o suni. Tu ce părere ai, băi? Da? Ăla care, schimbă undele din noi, clar, se întâmplă ceva, nu există. Faci numai ce vrea ea, dar ea e atât de abilă încât te lasă să crezi că faci numai ce vrei tu. E extraordinar de interesant. Extraordinar de interesant, schimbarea asta a bărbatului în momentul în care este îndrăgostit. E foarte, foarte, foarte frumos. Femeia care este mereu preocupată de nu mai cauți umbră, că minte, păi de ce să-ți cauți dacă îți găsește ea? Stai puțin că mă ocup eu de tine, nu mă ocup eu de tine, eu mă ocup de tine, nu? Ești în mâna ei, ea te frământă, ca o plăcintă ești, măi, să nu ți-o coacă, dacă ți-o coace, după aceea îți rămâne în gât plăcinta, știi? Dar să nu ți-o coacă. Femeia, în momentul în care ești cu ea, parcă deja te simți și, cum să spun, în momentul în care ești căsătorit cu o femeie, parcă și grijile nu mai sunt acelea, știi? Iubita, nu te supăra, unde am pus șosetele alea? Vezi că sunt în sertarul acela. Da, mulțumesc tare mult. Deci nu mai ai grijă, știi? Aveam un dosar cu coperți albați, sunt acolo pe scaune. Oh, da. Auzi, unde mi-am lăsat pantalonii aseară? Vezi că sunt în... Băi, dacă spun că e mai tare decât motorul de căutare de pe Google, îți dai seama? E adevărat, asta e. Asta este femeia. Și dragostea avansează. Avansează de la inimă tot mai sus. Când a ajuns la creier, e gata. În momentul ăla ești în mâna ei. Ești în mâna ei, ea are creierul tău, inima ta, în lesă, lesă-i la ea. Și ea devine magnet. S-a terminat. Ea magnet, tu tinicheaua. Femeia este disperată să te aibă într-un fel la mână. Nu la mână, e incorrect spus la mână. Să știe că ești credincios. Femeia este disperată după treaba asta. Mai ales femeia căsătorită este, vai, dar mine, vreau să fie bărbatul credincios, nu mă interesează, vreau să fie bărbatul credincios, este în stare să meargă oriunde ca să fie, dacă am o vecină care s-a dus la, o i-a zis una, pune în mâncare grăunțe din alea de la câini, pisate mărunt. Din alea i-a pus. Măi, după două săptămâni nu-l mai recunoșteai pe om. Doamne, ce credincios a devenit. Fai de mine. Am fost la ei în casă și el a venit cu lesea în gură să scoată la plimbare, îți dai seama? Și mi-a zis, zice, vai, dar ce cu minte e și doarme pe preș. N-are voie pe canapea. Nu mă deranjează că-i miroase gura a Doberman, dar... Însă așa, știi, cum să spun, parcă mi-e drag așa să-l scot afară. E adevărat, ne-au putut toate de purici, dar mă rog, asta nu mai contează, știi? Mă deranjează că îl scot afară și când îl scot afară, nici asta nu m-ar deranja. Dacă îl scot afară, face pipi la fiecare copac și uită să-și ridice pantaloni. Dar mă rog, până la urmă nici asta nu m-ar deranja, dar mă deranjează că îl văd copiii și spun, uite nenea câinile care dă din coadă invers. Femeile sunt foarte atente cu ceea ce își aleg, știi? Pentru că noi spunem, cine ți-a ales nevasta? Eu am ales-o. Noi avem impresia asta. Noi nu alegem femeia, ea ne alege pe noi.
Că întotdeauna așa va fi. Ea o să ne aleagă. Ăsta îmi place. Oh, e prietenul tău? Da, poți să-mi faci și mie cunoștință cu el? Și până când s-a liberit, unde trebuie? Femeia e în stare să ducă până la zodii. Caută în zodii. Zodia știi cum e pentru femeie? Cum e tiparul de la croitorie? Cum e zodia asta? Mă, cam strânge. Nu cred că mi-e potrivită. Zodia e prea largă. Nu-mi place. Și acum e și mai preocupată femeia. Nu mai e zodii. Na, zodiacul. Na, feng shui. Zodia chinezesc. Am, de exemplu, doi prieteni, știu de mult, s-au căsătorit soț-soție, să potrivesc de minune în zodiacul european. Extraordinar de bine să potrivesc. Ea, rac și el scorpion. Foarte bine să înțeleg. În european, la fix. În feng shui, nu se potrivesc. Ea e semn de pământ, el semn de apă. Împreună, fac noroi. Căsătoria lor e o mocirlă, n-ai văzut așa ceva. Dar mai sunt fete, știi, care se duc, dacă nu, n-au încredere în toate astea, se duc să-și aleagă iubitul, unde? La ghicitoare. Că ghicitoarea e aia care știe, știi? Ce e ghicitoare? E una care ghicește ce să... Nu-i grozavă, că dacă ar fi grozavă, ți-ar ghici și nume, combinația de la loto, dar nu ghicește. Ea deșteaptă că, vai, mă pricep să... Și dacă vrei un ales așa, știi, care să fie credincios și asta, știi, atunci îți faci un descânte cu ochi de apă de baltă de la miezul nopții. Nu poți să crezi așa ceva. Da. Astea sunt femeile alea care se vaită tot timpul. M-a lăsat bărbatul cu fundul în baltă. Păi ce să-ți fac? Ți-a trebuit descântece cu ochi de baltă. Na, ai văzut, e bine așa? Acum știți care e culmea? Culmea că noi cât suntem de îndrăgostiți noi bărbați și suntem de topiți după femei, să știi că noi avem o chestie, că noi nu suntem foarte atașați de femei. Noi nu rămânem stabili într-o relație. Avem un hormon în noi, o genă, îi zice gena Casanova, care e de fapt o chestie, îi zice... vasopresină, e ceva care degajă, ajută organismul să asimileze umezeală, să asimileze apă. Știi? De-aia noi când vedem o altă femeie, suntem fleașcă. Femeia are o altă genă, gena de amor. E oxitocină, așa se numește. Zice că este un... Doamna doctor, am nimerit, nu? Și ele sunt mult mai lipicioase, mai devin adezive. Femeia e atât de adezivă încât îți toarce hormonul. Asta e foarte interesant, știi? Cum rămânem noi cu hormonul stors și ea după aceea este... Dar, mă rog, ăștia suntem noi bărbați. Cu toate că nu suntem așa de... Ne lipim de o femeie, știi care e culmea? În momentul în care femeia ne părăsește, fii atent! Deci noi nu ne lipim de o femeie, da? Dar în momentul în care ea ne părăsește, noi suferim ca niște câini. Cum așa? Tu în loc să te bucuri, a scăpat, măi, tu te bucuri, tu ești trist? M-a părăsit nevasta, m-a părăsit prietena. Ce femeie? Nu-i normal. Deci nu poți să te atașezi de ea, dar după aia regrezi dacă ea nu mai e cu tine. Asta e chiar culmea. Și noi bărbații suntem de 3-4 ori mai tare afectați. Inima noastră e mai tare afectată de 3-4 ori mai mult decât la femei. În momentul unde e despărțiri. Asta din cauza că noi... Avem inimă. Noi iubim cu inima. Ce e inima? Inima este un mușchi. Deci noi iubim cu mușchiul, ca să înțelegeți. Dacă femeile sunt de 3-4 ori mai jos, înseamnă că ele... Inima lor nu e de mușchi. E de piatră. Nu, stați ca să nu vă supărați. Are și mușchi. Mușchiul care crește pe piatră. Și care arată nordul. Și la capăt papucii, ca să pleci încălțat spre nord, să nu... Și după aia vine suferința, știi? Adică să vezi un bărbat care a fost părăsit de femeie. Doamne, câtă suferință e! Mamă, ce să consumă! Ce e ceva așa! Nici nu poți să crezi! Ești devastat! Ești devastat! Ești dependent de ea! O cauți peste tot! Zici, măi, trebuie să scap de ea! Cum? Fă-i o listă cu defectele. Și faci listă cu defectele. Și în timp ce faci listă cu defectele, mai rău caz.
că îți dai seama ce calități are. Fii atent, listă cu defectele. Când băga rufele în mașina de spălat, le băga pe toate la un loc, colorate, albe. Calitate. Da, da, și când se uscau, cum le-a sorta aia? Deci e clar că ceva se întâmplă în noi. Inima este devastată, suntem devastați. Ca inima e jale, inima e fleașcă. Avem de ales între inimă și creier. Creierul e vână. Nemț, anț, băi, trai, fiu. Anț, băi, trai, fiu. Nein, telefonen. Nein, convorbiren. Nein, visualizanțen. Forbiden. Inima e vraiște, inima e... Știi cum merge sângele prin inimă? Tiptil. Moleculele trec cu capul în jos. Dacă îi vraiește, n-ai ce să-i faci. Și atunci avem mai multe procede. Măi, deci noi încă o dată, noi suferim enorm. Ne gândim, vai, unde stătea ei cu îmbrăcată cu aia, vai, ce parfum avea, vai. Deci noi ne gândim numai la asta. Măi, da vreodată, când te-ai certat cu ea, m-ai aprins, te-ai uitat cu atenție la ea, să vezi cum ea s-a uitat la tine și după aceea la mașina de tocat? N-ai observat asta, hă? Nu! Că tu o vedeai zână, iar ea te vedea cârnat. Ești înnebunit, ești dependent de ea, vrei să o vezi, pentru că îți dai seama că în momentul în care nu o mai vezi, îți dai seama că îți lipsește. E ca drogatul, știi, care nu mai are doza. Cine-i doza? Ea e doza, că de fapt tu când erai lângă ea, nu miroseai. Nu! O trăgeai pe nas. Și ce să suferi? Cocainuța mea! Dar ți-aduce aminte când ai fost îndrăgostit de ea și ai spus că nu mai seamănă, ea nu seamănă cu niciuna din fetele care au fost înainte? Ți-aduce aminte? Alea care erau toate în nașpa, erau aiurea, erau așa, Cum erau alea? Alea erau, ea greșea în același loc greșea ca și celelalte, dar tu, alea, pisăloage? Alea erau pisăloage, dar... Asta a mea e așa, convingătoare, știe să vorbească. Alea veninoase. A mea albinuță. Da? Și acum e bine? Nu e bine. Acolo să pun niște frâne în organism ca să te reglezi. Tu să te reglezi ca bărbat, să încerci să... Nu, simți nevoie să-i dai telefon. Nu pune mâna. Ai ridicat telefonul. Aoleu. Și ce îi spui? Te rog, mai dă-mi o șansă. Greșeală mare. Te rog din suflet. Ei nu-i pasă, mă. Chiar nu-i pasă. Ea spune, ascultă-mă, vreau să spun ceva. Noi ne-am întâlnit într-un moment nepotrivit. Crede-mă. De ce ți-a spus? Dar ce, tu ții minte ce ți-a spus? Ea nu. Tu ești mai departe înnebunit să te justifici. Ai, mai dă-mi o șansă, nu mă lăsa așa, că eu sunt disperat după tine, știi? Mai dă-mi o șansă să mă mai văd. Chiar nu ții deloc la mine, știi că sufăr, eu mi-ai zdrobit inima, de rău să vine așa. Și ea, închide telefonul, în timp ce tu îi vorbești. Te urăsc! Da? Inversul dragostei nu e ura, e indiferența. Ce ura se uită în ochii tăi, indiferența stă cu fundul la tine. Asta e diferența. Mă rog, și după aceea tot încerci să te vindeci, să te vindeci într-un fel. Cum te vindeci? Zi-mi și mie, cum te vindeci? Un lucru este sigur că tot s-a dereglat în momentul în care ea a plecat. Creierul tău s-a terminat și el. Nu mai e bun de nimic. De ce? Pentru că ea i-a pus capac. Și l-a fript. Creier la capac. E în meniul ei. Tu nu mai ai creierul cu tine. E în meniul ei. Și ești disperat să faci mereu să încerci să te apropii de ea, să te duci prin cluburi, o cauți și o vezi în club odată, pe ea, cu el, mușchi, părul prins aici, ponytail. Tu ești amărât, rupt, terminat, să-ți curg ochii. Te uiți la ea cât e de fericit. A venit să te bucuri, să mă filmezi. Am râs. Și te uiți la ea cum arată ea de fericită. Și tu te gândești, măi, cum de arată ea, mă, așa de fericită și eu nu arată așa de fericit.
Se întâmplă o chestie extraordinară, extraordinară. Pe noi suferința, pe bărbați, ne slăbește, Doamne. Ne slăbește, ne tragem la față. Și cum suntem? E, asta, dacă s-ar întâmpla și cu ele, ar fi grozav. Că femeia, după ce se desparte, când suferă, simte nevoia să mănânce. Pentru că noi bărbați tot timpul le spunem, mai dă și tu puțin jos, pune mâna pe măr, te rog eu, ai grijă, te rog, fii atentă cu silueta, știi? Da? Și atunci ea, după ce nu mai e cu tine, ea mănâncă. Na, mai na, 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 na. Ce fac, mănânc? Da, ia să mai bagă mine, ceva trebuie să intre în mine. Dacă ar fi situația asta să slăbească femeile, așa dramatic, știi? Cum slăbim noi. În momentul ăla, vă spun eu că femeile ar gândi cam așa. Mai iau să mă mai părăsească încă 4 și ajung la greutatea ideală. Acum, sigur că toată treaba care trebuie să o faci, trebuie încet, 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 încet să devii indiferent. Să devii indiferent față de ea. Ceea ce e foarte greu. Și atunci ce faci? Începi să bei. Mare problemă. Băutura nu e bună. Băutura e alunecoasă până vine, dar când ai intrat, îți ia creierul la palme, îți face niște bujori la creier. Asta în momentul în care creierul tău are obraz. Dacă nu, nu se întâmplă nimic. Dar ea asta caută. Și băutura este un medicament depresiv. Nu. Și atunci ce faci? Izbucnești în plâns. Pur și simplu plângi. Și la ce folosește plânsul? Hai să ne gândim. Dar de ce plângi? Pentru că garniturile ți s-au stricat. Bănuiesc asta, nu? Robinete sunt defecți, de-aia plângi. Și că plânsul ajută până la urmă că mai deshidratează dragostea. Nu-i ca la plante, știi? Le uzi și înfloresc. Aici plângi să usucă, ceea ce e un lucru bun. Și trebuie să ai ambiție, să stai, să reziști. Până într-o zi când nu te mai gândești la ea timp de un minut. Atât. Cum cronometrez? Părerea mea. Ia-ți un ceas electronic. Pentru că dacă e un ceas cu limbi, s-ar putea să-ți aduc aminte de ea. Și atunci e mai bun un ceas electronic. Dar dacă în fiecare zi se mai adaugă câte un minut, încep să devii așa mai indiferent, știi? Nu mai e suferință de downtown, de centru. Na, e suferință maidaneză. Nu mai mărie, să gudură. Atenție, ești încă pe teren minat. Mine, de mine nu scapi. Dragostea e în spate, cu solnița, așteaptă, știi, să vadă câte o rănuță, ceva, să pun acolo, pe... Și încet, dacă tot reziști la treaba asta, începi să te vindeci. Și într-o zi când ieși cu prietenii la o terasă, e primăvară, scăpăm de zăpezi, îți bate așa o adiere de vânt prin păr, soarele îți dogorește așa, dar nu dogorește, dar îți încălzește puțin fața, stai așa și trece una prin fața ta. Și în momentul ăla simți că inima îți bate cum nu ți-a mai bătut până acum. Tu care zici, și ea zice, bună. Tu care ești, ai impresia că gata, numai nasoalele se uită după mine. Acum uite că, bună. Și continuă să zâmbească. Și în momentul ăla îți dai seama că, bă, ia stai puțin și intri în discuții cu ea și asta și a ieșit din suferință. Că așa se întâmplă. După ce zaci, ieși din suferință și parcă devii mai înțelept. Asta e adevărul. Devii mult mai înțelept. Nu mai ești așa de sensibil. Îți dai seama că dacă ai căzut în dragoste, noi suntem, avem designul nostru, e făcut să iubim și să iubim din nou. Și după aceea parcă începi să o ierți așa, știi? Începi să o ierți, după aceea începi să o uiți și îți dorești ca și ea să te ierte, să te uite cum ai uitat-o tu. Vezi ce frumos totul să termină cu bine. Ai văzut? Și îți vine să pui mâna pe telefon. Bă, nenorocită, bă, știi cu cine sunt eu acum, mă? Mult, mult mai tare, băi, decât tine. Proasta, desfrânat, o parașută ce ești. Și ascultă-mă cu atenție, băi, Marțofanco, fii atent aici. Spune lui Mușchiosu, congelatorul meu arată mult mai bine decât el, ai înțeles? E pachete, fraiero. Alo? Mușchiosu? Ce să-mi rupi?
Hai, domne, chiar nu înțelegi că mă joc cu cuvintele. Aia se poate. Până la urmă, este clar, dragostea e o treabă pe care foarte greu poți să o explici. Foarte, foarte, foarte greu poți să o explici. Vă spun, mie mi s-a întâmplat odată, eram la frizerie odată, mă periam de păr și scame și am auzit niște cuvinte spuse de un tip expert în dame. Femeile sunt azi capcane, vopsite și operate des, nu au unele sentimente și te iubesc din interes. I-am zis, ok, dar poți să stai deoparte când bunăciunea tu o vezi. Iar inima nu știe carte și ești prea slab să o înfrânezi. Nici nu ieși bine pe stradă și peste ispit ai dat. Cu privirea ei focoasă, te și împinge în păcat. M-a filat una în metrou, elegantă și cochetă, venea, cred, de la birou. Taior, fustă și poșetă. Eu am uitat că aveam treabă și că mă grăbeam spre casă. M-am trezit, împins de o babă, disperată ca să iasă. Și am ajuns lipit de zână. Mi-a zis în gând, e belea. Ia zâmbind, m-a luat de mână. Mă servești cu o cafea? Zim ce simți. A gemut fiara și s-a împins cu sân în mine. Simt că mă topesc ca ceara. Dogoreala mare îmi vine. În scurt timp am fost acasă. Chiar când să intrăm pe scară, burta începe arțăgoasă, o mișcare circulară. O văd cum trupul se întărâtă, trage de mine și oftează. Eu nu mă mișc. Stau ca o bâtă. Da, simt barajul că cedează. Sunt încinsă, mă topesc ca untul. În burta mea cântă o fanfară. Ia! Vreau să mergem înăuntru, iar eu îmi doresc să ies afară. Morala. Când viața vrei să o potrivești pe o direcție aleasă, oricât te zbați și îți dorești, prin altă parte o să-ți iasă. Noi bărbații recunoaștem în momentul în care am greșit. Ăștia suntem noi bărbați. Și facem orice ca să fim pe plac femeilor. Dacă au ajuns bărbații să vâneze urși, să aducă numai laba ursului. Deci nu mai mănâncă ursul cum să mânca pe vremuri ursul, cu cârnați de urs, pastramă de urs, flecuțe de urs. Nu! Numai laba ursului. Ați văzut cum... Știți, există persoane care nu știu ce înseamnă un urs. Hai să vedem cum arată un urs. Să vedeți? Uite, așa arată un urs. El este pe autostradă. S-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta. Ia uite. Nu-i nimeni. Pleacă și elicopterul. De ele pe mijlocul autostrăzii. Ursul, nu mai e ursul ăsta care era pe vremuri. Ce urși erau pe vremuri? Ce mâncau? Mâncau măcriș, mâncau miere de albine, mâncau zmeurică. Dacă intrai în pădure, el trecea din tufă în tufă. Se ascundea, se lipea de un copac. Treceai pe lângă copac, zicea, ia uite, m-au pus postere cu urși. Adică asta era pe vremuri. În ziua de azi, urșii sunt obraznici. Obraznici, vin la gunoaie! Suni! Aveți gunoaie? Nu. Despachetează, stăm acasă, nu mă. Sunt gunoaie? Vin urși. Vin urși? Sunt turiști. Te sună. Bătrâne, hai că sunt gunoaie. Hai, împachetați, gata, și luați și franzela și nu te uita ca mine ca proastă, așa, să faci poza, ai înțeles? Că femeile au chestia asta, știi, tot timpul au noi ne căsătorim cu ele și eu niciodată n-am înțeles de ce ele sunt așa de slăbuți, așa, știi, că normal că ea n-are experiență, nu?
vine, îți gătește omletă, că atât știe să facă omletă. Zici că știe și cartofi prăjiți. A, mă, lasă cartofi prăjiți, că după aceea zice, nu știu ce au cartofi ăștia, că sunt tot timpul tari. Știu, lasă asta. Da, mă, fă omletă, asta e, că nouă ne place când frecăm ceva, așa suntem bărbați. Noi ne și întrebăm unul pe altul, o mai freci, o mai freci, da, o mai freci. Așa suntem noi bărbați, știi? Dar dacă azi omletă, mâine omletă, poi mâine omletă, tot omletă, 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 te enervezi, nu? Te enervezi și mai ieși arsă, mănânci odată, de două ori, de trei ori, băi, dar chiar așa, te-ai nesimțită, dar nu mai omletă, în faină, dar nu știu, altceva nu știi să faci, parcă fii mătă, parcă chiar așa de proastă ești. Și mătă la fel, toți mădurile acasă îmi dă omletă, ca să mă omorâți, ce aveți de gând, da? Să-mi crească colesterolul, colesterolii, va să vă colesteresc, mă scoți din sărăite, băi, nesimțită ce ești, asta e chiar cum, ce te bulbuci așa cu ochii ăștia la mine, când vine, nu știu ce să fac, ia uite acum, mă plânge, ca să mă scoți din sărăite, de-aia plângi. M-am plecat, că suntem niște, proastă ești, băi, asta ești, că... Și ea plânge, tu ai plecat și ea plânge, ceea ce enervează, ne enervează foarte tare. Păi ea e egala noastră? Asta e egala care am luat-o? Cum ne place nouă să fie? Te duci și spui, băi, asta e omletă, băi, nesimțită, băi, chiar așa, îți bați joc de mine, asta e așa, măi, boule, îți dau una peste față de mori aici, băi. Asta e egala noastră. Să-mi faci poză, să nu mai stai ca fraiera, să nu faci poză. Trag o pâine peste față de nu te vezi. Ai dreptate, așa te simți bine, știi, băi, femeia mea, băi, mă, ea știe cum să mă ia, mă, nu... Și te duci după aceea să-ți facă poză cu ursul. Auzi ce idioțenii, să-ți facă poză cu ursul. Îi întinzi franzela, ursul ia franzela și ați face poză, așa. Au, dar te-ai gândit vreodată că poți să te duci acolo și e un urs. Vine un urs, care nu are minte. Vine la tine așa și-și cere ceva. Ce, nu poți să-i dai? Ai chipsuri. Se vânează ursul, auzi, se vânează ursul întreg și în loc să duci să dai ursul, carnea de urs la amărâț. Deci ei, laba ursului, delicatese. Dar carnea dă-o, domnule, la amărâț, că sunt oameni săraci. Dar păi, băiete, bă, suntem așa de săraci la noi în sat, că găinile se au numai coaja, băi. Dar pe domnule, dragă, nu te supăra, noi suntem și mai săraci. Suntem așa de săraci că la noi în sat, după ploaie, curcubeu apare alb negru, mă. Deci sunt oameni săraci, nu? Adică trebuie să le dai din ursul ăla. Sunt oameni, am trăit toată o familie, erau săraci. Erau așa de săraci că s-au căsătorit pentru orezul de la cununie. Măi, nici chiar în halul ăsta, dai seama. Erau așa de săraci că la ei în casă șoarecii își aduceau singuri de mâncare. Măi, nici chiar în halul ăsta. Dar nu poți să iei numai laba ursului așa și lași ursul în pădure sfidez. Nu se poate așa ceva. Iei laba ursului și te duci cu ea la restaurant. Și adică ele fițose, bogate, măi. Ospătar! Așa venit ospătarul. Da, șef, spune. Ia laba asta de urs, du-o la bucătărie, spune bucătarului să o gătească pentru mine. Hai, mișcă! Și așa plecat de asta. Ai plămâni dacă ai bani. Ai voce. Dacă n-ai bani, e de sărac, n-ai voce. Ospătar! Ospătar! Până și vocea știe că dacă se ridică, vine ospătarul. Și tu n-ai nevoie să vină, doar să audă ăla de lângă tine că spui ospătar. Dar nu trebuie să audă și ospătarul, că strige ospătar, că după aceea vine și urmează nota de plată și atunci taci din gură. Ciocul mic și fermar la cioc. Ciocul fermar, aici atârnă, știi? După 45 de minute, vă dați seama, 45 de minute vine nimeni. Adică ăsta așteaptă degeaba 40 de minute, adică el de asta a trimis laba de urs la bucătărie să nu vine nimeni. Păi s-a enervat, că dacă ești bogat te enervezi, ai bani te enervezi, bă! Dacă ești sărac n-ai cum să te enervezi, că săracul are 3 nervi, atât are, 3 nervi. Te-ai enervat odată, îți mai rămân 2 nervi. Te-ai mai enervat odată, îți mai rămâne un... Și ăsta strigă nervos la ospătar. Ospătar, ia vină cu aceea, mă! Și vine ospătarul. Da, șeful. Ce face bucătarul ăla, măi? Face laba pentru dumneavoastră să trăiți. Vă mulțumesc foarte mult.
Vreau să nu închei cu să vă spun că bărbații chiar suferim noi când greșim, noi suferim. Am un prieten doctor care s-a culcat cu una din pacientele lui și era foarte, foarte supărat. Și s-a dus la un cârciumă. N-a venit la mine, cum era și corect, să vii la prietenul tău, nu? Adică te duci la cârciumă unde... E adevărat că ăștia sunt înțelepți, ăștia cârciumare. Dacă plecați acum, de-abia acum începe spectacolul, vreți să ieșiți primi. Și când ieșiți, o să fie mașina înțepinită de alte mașini. Și mă trebuie să... E grevă la metrou! Când vezi pe cineva plecând, parcă zici că se gândește, de-a mea mă aștept să se termine, de mine, hai că aglomerați la garderobă, dar nu vezi că ți-ai luat hainele cu tine, nu contează, aglomerați la garderobă. Oamenii care beau, hai să vă spun ceva, oamenii care beau chiar că sunt înțelepți, n-ai văzut ce vorbe de om beat, că e înțelept, chiar e înțelept. Auzi, dacă n-ai voie să urci la volan beat, de ce toate birturile au parcări? Are dreptate. Poți să urci la volan țapăn și să nu faci accident. Hai, las. Cum așa? Nu găsești cheile. S-auzi? Normal că nevasta e dușmana bețivului. Ea e dușmanca. Mai bea tu mult, mă. Mai bea tu mult. Dacă vrei să mori, bea, măi, asta e. Și există în univers, să știți că în univers, numai o singură persoană are o propoziție. Atât, e cea mai tare propoziție din univers. O singură persoană, femeia, atât. Nu există întreg universul propoziție cum are femeia. Las că vezi tu. E scrisă 6 volume. Mii de pagini, fiecare volum, scris mărunt, făiță. Până ai ajuns la al treilea, să mai adaugă 3 volume. Spun eu că e greu de citit. Nu poți să dai de capăt. Dar dacă o superi, el mi-e vine tot timpul băut acasă, normal că... Sunt atât de topit după tine, te iubesc atât de tare, te iubesc atât de tare. La 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 la. Ce-am zis? Încât am sfins tare pentru tine, pentru tine, pentru tine. La 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 la. Te iubesc atât de tare că aș fi stare pentru tine. Să merg până la capătul pământului. La 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 la. Și ea zice: și ai fi în stare pentru mine să rămâi acolo? Deci din punctul ăsta de vedere, sigur că bețivul e ceva haios așa, știi? Dar nu, dacă eu sunt prietenul doctorului, dom'le, ai o problemă, vino și spune mie, prietenul tău, nu te duci la un bețiv care nu-l cunoști. Dar așa sunt unii, să simt mai bine când se descarcă, știi, la un străin. Intră în cârciumă, bețivul e acolo, zice, pot să spun ceva? Dacă pui o bere, spui orice. I-a dat o bere și asta confesează. Am făcut o mare greșeală. Eu sunt medic și am făcut o foarte, foarte mare greșeală. M-am culcat cu una din pacientele mele. O mare, mare greșeală. Ăsta a luat berea. Bă, ce baftă aveți voi, doctore. Nu, așa ceva nu o să mai întâmple. Vezi de treabă, ești tânăr, ești căsătorit? Nu sunt căsătorit, dar așa ceva nu o să mai întâmple. Lasă, băi, să vezi cu câte paciente o să te mai acuși de acum încolo, nici nu o să le ții minte numărul. La 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 la. Băftosule. La 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 la. Ăsta disperat. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Niciodată nu o să mi se mai întâmple să mă mai culc cu una din pacientele mele. De ce? Eu sunt medic veterinar.
Categoric mi-ați demonstrat că știți să râdeți. Și asta este un lucru extraordinar. Omul care râde, așa se spune despre viață, că viața e ca o piesă de teatru și cine n-a râs niciodată, ăla nu și-a jucat rolul. Ăla a făcut doar repetiție. Dar în seara asta am văzut, puteți să râdeți și ce frumos vă stă că râdeți și nu pot să vă spun ceva decât vă doresc să râdeți în continuare pentru că e nemaipomenit. Pentru mine, asta a fost de fapt cadou dumneavoastră pentru mine, că ați râs. Ia uite, omul râde de ceea ce a adus aminte. Și e în comunică cu partenera, vezi? E telepatia. Înțelegi? Tu nu știi ce înseamnă, ea știe. Dacă o să auzi că ea râde după tine, asta înseamnă că ea s-a prins mai bine decât tine și... Dar nu, ideea asta este că omul când râde, parcă are așa, are ceva în ochi, așa, parcă fruntea ei să... Și toți mușchii se relaxează. Este, de fapt, ceea ce eu vă doresc și v-am dorit dintotdeauna, să aveți în suflet bucurii și lumină.